breaks. I'm egging inside my head. She's naked in my bed. And now we lie awake, making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past. And now we lie awake, making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, hey. Making beautiful. It's pitiful. I can't believe how every day is worse for me. I take a break. I cut you off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes. Usually I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lucid, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Bet you miss my love all in your bed. Now you're stressing, not pulling your hair. Smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall like a sad. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. If we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Beautiful mistakes. It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to weep. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistake. Broken dream. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes. Usually I like my situations beneficial. Doing
doing something different, got me looking stupid. Damn. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lucid, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing, no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah, bet you miss my love all in your bed. Now you're stressing, not pulling your hair. Smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall looking sad. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. If we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Feeling for mistakes I make inside my head. She's naked in my bed. Așa, haideți să vedem acum dacă ne auzim, dacă mă aud, dacă mă văd, dacă mă aud curat, dacă mă văd bine, prieteni. Bună tuturor, bună dimineața, v-aș spune, chiar dacă la mine este aproape seară. Mă aflu cu tot un alt capăt a lumii, hai să spun așa, decât majoritatea dintre voi. Vreau deodată să vă rog, din cauza că am avut o reținere. Așa, salut Dumitru. Așa, scrieți-mi, vă rog, deodată, pe chat, un plus a cei care mă vedeți, care mă auziți. Dacă sunetul este bun, dacă video este bun, eu îmi cer scuze pentru această reținere care am avut-o. Am avut o problemă cu camera, de fapt. Era o problemă din care nu ne puteam conecta eu și echipa mea. Echipa este de la distanță care au setat această lecție, acest seminar. Respectiv, a durat ceva mai mult. Bun, perfect. Suntem gata să începem. Mă uit că este ceva lume aici, dar mult mai puțin, de fapt, decât ar fi trebuit să fie, deoarece în principiu avem peste 1000 de și ceva de persoane care sunt înregistrate la această lecție privată. Eu vreau să vă rog să mă scuzați doar o clipă. Vreau să înlătur puțin gălăgie aici. Un singur moment, vă rog. Deci, acum ar trebui să mă aud, eu îmi cer scuze. Dați-mi să setez microfonul ăsta mai bine, se pare că și cu el avem o problemă. Așa, da, spuneam că suntem gata să începem, da, eu văd, nu te auzi, gata, mă aud, suntem gata să începem. Spuneam că suntem mai puțin decât ar trebui să fim, pentru că suntem peste 1000 și ceva de persoane înregistrate, de fapt, la această lecție privată. Probabil cineva încă doarme, dar în principiu asta este problema lor, vor avea de pierdut doar ei, voi cei care sunteți astăzi aici, în principiu, credeți-mă, pur și simplu, veți, în cazul în care până acum nu ați auzit despre trading sau doar ați auzit despre trading, veți descoperi, eu presupun astăzi, o lume nouă pentru voi. Bun, am înțeles, mă aud, mă văd, haideți să îi dăm drumul. În principiu, iată, ce vreau să vă întreb, vreau să vă rog, de fapt, să scrieți pe chat cuvântul eu, acei dintre voi care până acum real ați mai auzit despre trading. Asta este curiozitatea mea personală. Cine dintre voi, iată, nu este prima oară când aude despre trading, poate știe inclusiv ce este asta și așa mai departe. Scrieți, vă rog, cuvântul eu pe chat. Așa, eu aștept. Aștept răspunsurile voastre, ajung cu oarecare întârziere la mine, ca să știți, este o ori întotdeauna la translațiile online, cumva răspunsurile ajung cu 1-2 secunde, 3 întârziere.
Așa, bun, eu. Bun, văd că mai multă lume. În principiu, ați auzit despre trading, unii dintre voi poate chiar practicați tradingul într-o oarecare măsură. Ok, atunci, haideți, indiferent, ați auzit, n-ați auzit, în special pentru cei care ați auzit, vreau să încep, per general, lecția de astăzi cu o statistică destul de înfricoșătoare și să vă spun că, per general, dintre toate persoanele care practică tradingul, 70% pur și simplu pierd toți banii lor după statistică, da? Pur și simplu pierd toți banii. 20% sunt persoane care tranzacționează pe zero, ei practică tradingul, dar ei pur și simplu nu sunt pe plus, ei nu câștigă bani. Iată, ei, spre exemplu, acolo au 100 de euro, spre exemplu, depozit și așa mai departe. Au 100 de euro depozit și așa mai departe și respectiv, iată, ei în principiu așa și rămân. Cu acei 100 de euro depozit, luni la rând, ani la rând și așa mai departe. Ei nu sunt nici pe plus, nici pe minus. Și doar 10%, ca să înțelegi, doar 10% dintre toți care practică tradingul, ei câștigă bani constant și câștigă mult. Asta ca să înțelegeți. Dar, per general, statistica ne arată că 90% pur și simplu niciodată nu câștigă bani. Iată așa o statistică. Care este motivul, în cazul în care v-ați interesat și voi despre trading? Greșeala celor care pierd în principiu bani este că ei nu învață. Ei pur și simplu, pentru mulți, tradingul se asociază cu ceva foarte simplu și, într-adevăr, tehnic, tradingul este simplu, dacă să luăm așa, deoarece tu maxim acolo trebuie să intri pe o platformă, pe un site, să apieși câteva butoane și poftimea ta a început să tranzacționezi. Adică totul e, banii din trading, câștigul din trading, el este doar la câteva clicuri, distanță de tine. Și anume din cauza asta majoritatea și pierd bani. Deoarece lor li se asociază, le pare că totul este foarte, foarte simplu. Ei respectiv intră, se înregistrează acolo pe careva platformă, încep acolo să apese careva butoane și așa mai departe și respectiv se trezesc peste acolo în scurt timp, pur și simplu că au pierdut toți banii cu care au început să facă trading. Și asta este foarte trist. De fapt, în trading eu pot să vă spun deodată că 99%, probabilitatea de 99% că tu pierzi banii tăi dacă tu nu deții cunoștințe. Și, repet, tradingul este simplu tehnic. Și mulți pur și simplu se bagă din cauza asta în trading din cauza că le pare că este simplu tehnic și le pare că nu există cunoștințe fundamentale pe care trebuie să le cunoască. În principiu, astăzi voi aici în cadrul acestei lecții, în cadrul acestui webinar, veți afla pașii concreți care sunt pentru ca să începeți să câștigați din trading bani. La fel cum fac iată, elevii mei. Iată, imediat voi explica și ce este tradingul pentru cei care, per general, nu ați auzit niciodată despre trading. Iată, Mădălin, unul băiat care a cumpărat cursul meu de trading 3 săptămâni în urmă, ieri mi-a trimis iată, screenshot, timp de 3 săptămâni a făcut câștig 10.000 de dolari din trading. Cât de imposibil asta nu ar suna, impresionant și așa mai departe, uitați-vă, real, 10.000 de dolari timp de 3 săptămâni. Conversația mea cu el este mai lungă, dar am să vă arăt un pic mai târziu. Desigur, deodată vă spun, nu fiecare poate să câștige 10.000 de dolari timp de o lună din trading. Nu fiecare, deoarece mult contează inclusiv suma de bani cu care tu lucrezi. Mădălin, deodată, din start, el are un depozit destul de mare. El deodată a lucrat cu o sumă mare de bani și din cauza asta și câștigul este atât de mare. Dar în sumă, ideea este că din trading real se pot câștiga mulți bani, doar că trebuie să cunoști pașii concreți, trebuie să cunoști pașii concreți, să ai o strategie concretă prin care poți face chestia asta. Astăzi la webinar eu am să vă explic acești pași concreți. Chiar dacă la moment sunteți absolut zero, idei nu aveți ce înseamnă trading și așa mai departe, astăzi veți înțelege absolut totul. Înainte de asta, haideți câteva reguli. Înainte să începem, câteva reguli legate de acest webinar, deoarece mai multe persoane deja pe chat au fost blocate, mai multe persoane, deja în jur de 20 de persoane, echipa mea a blocat, a dat afară de la acest webinar. Respectiv, deodată, eu vă spun, la webinar avem câteva reguli. Este categoric interzis să ofensăm ceilalți participanți, să scriem chestii urâte în adresa celorlalți participanți sau a speakerului, a mea, în adresa mea, și este interzis să facem spam pe chat. În cazul în care aveți careva întrebări și așa mai departe, rețineți vreo că aceste întrebări, scrieți-le undeva și pe final de webinar eu am să aloc în jur de 10 minute, 15 minute, cât o să fie nevoie, pentru ca să răspund la întrebările voastre.
Ce vă recomand? Ce vă recomand la webinare este să găsiți un loc liniștit pentru 2 ore, pentru că 2 ore va dura această lecție, acest webinar. Vă recomand real să vă găsiți un loc liniștit, pentru că în caz contrar, pur și simplu veți pierde din informație și informația de astăzi nu o veți mai auzi în altă parte, pentru că eu voi împărți cum anume eu, voi povesti cum anume eu câștig bani din trading, cum anume eu am ajuns la asta și așa mai departe. Doar o clipă, vă rog. Așa, doar o clipă, pentru că la mine deja se face și noapte. Deci eu cred că periodic am să mai setez camera, am să mai ridic puțin luminozitatea la cameră, pentru că la voi este dimineață, la mine este seara. Ok, bun, deci vă recomand să găsiți 2 ore, pur și simplu undeva unde să stați în liniște și respectiv vă recomand să fiți activi pe chat și să luați inclusiv notițe, unele informații, pur și simplu pe urmă nu o să vreți să vă le amintiți și nu o să vă le amintiți. Așa, bun, deci... Nu încălcați regulile de webinarului, pentru că în caz contrar aici cu mine este echipa mea care moderează acest webinar, pur și simplu o să vă blocheze, o să fiți dați afară de la webinar și nu o să mai puteți participa nici la acest webinar, nici la alte webinare. Deja în jur de 20 de persoane am blocat de când a început acest webinar. Ok, haideți să ne cunoaștem, după care trecem să vorbim direct despre trading. Haideți să facem cunoștință, ca eu să știu cu cine voi lucra astăzi. Să știu cine sunteți voi, pentru ca să știu la care subiecte să mă opresc mai mult, la care pot să trec un pic mai repede și așa mai departe. Respectiv, deodată vreau să vă rog să-mi scrieți pe chat cifra 1 a cei dintre voi care sunteți studenți sau elevi. Ca eu să înțeleg, acei care sunteți studenți, elevi, cifra 1 vă rog pe chat. Așa. Vreau să vă rog să-mi scrieți cifra 2 pe chat, acei dintre voi care sunteți angajați sau freelanceri. Angajați sau freelanceri. Așa. Cifra 3 vă rog pe chat, dacă sunteți antreprenori, aveți o afacere, ceva proprie și așa mai departe, indiferent că lucrați voi acolo sau aveți careva angajați. Și cifra 4, dacă deja faceți trading sau ați încercat. Puteți, desigur, să puneți și cifra 2 și cifra 4. Puteți și cifra 2 și cifra 4. Nu este o problemă, spre exemplu, da? Cifra 3 și 4, 1 și 4, în principiu. Ești curios câți dintre voi deja au încercat să practice trading-ul. Asta este o curiozitate mea. Așa, bun, văd 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, ok. Răspunsurile ajung cu o mică întârziere, dar în orice caz, perfect. Deci, bun. Bun, 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 bun. Așa, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3 și așa mai departe. Perfect. Bun. Haideți cât la voi ajung răspunsurile mele, răspunsurile voastre cât ajung la mine, pardon, invers. Eu mai am o curiozitate. Sunt curios cine dintre voi mă vede pentru prima oară. Cine dintre voi, știu că sunt persoane care mă cunosc, spre exemplu, aici Dumitru am văzut, Lașco, care este elevul meu. Scrieți-mi, vă rog, cuvântul da, acei dintre voi care mă cunoașteți și cuvântul nu, acei dintre voi care nu mă cunoașteți, mă vedeți acum pentru prima oară. Acei care niciodată n-ați mai auzit de mine până acum, nu mă urmăriți nicăieri, nu m-ați văzut la televizor, nu ați, în principiu, nicăieri nu ați auzit, nu m-ați văzut, n-ați auzit despre mine. Și scrieți cuvântul da, cei care mă cunoașteți, poate ați citit ceva, vreo cărțulie scrisă de mine, poate ați parcurs vreun curs de-al meu, poate m-ați văzut undeva, poate mă urmăriți undeva pe Instagram, YouTube, TikTok, etc., etc., și mai departe. Scrieți da dacă mă cunoașteți, nu dacă nu mă cunoașteți. Ok, nu, 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 nu. Ok, ok, ok. Nu, 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 nu. Am înțeles. Perfect, 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 perfect. Bun, 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 bun. Deci, stați, eu citesc mesajele de la colegii mei. Așa. Bun. Prieteni, e clar. Văd că sunteți foarte mulți care nu mă cunoașteți. Foarte mulți, real. De obicei sunt multe persoane care mă cunosc. Nu din cauza că aș fi, poate, star careva, dar în orice caz, de obicei, mai multe persoane se alătură la lecțiile private care mă cunosc. În cazul vostru, real, sunt foarte multe, foarte mulți care nu mă cunoașteți. Nu m-ați mai văzut până acum. Respectiv, uitați-vă. Numele meu este Dorin Ciochina. Ca să mă prezint, am 30 de ani, locuiesc în Bali, la moment, Indonezia. Din cauza asta, la voi este dimineață, la mine deja este seară. Respectiv, ca câteva chestii despre mine care ar trebui să le cunoașteți înainte ca, per general, să vorbim despre trading. Sunt antreprenor de la vârsta de 20 de ani. Am dezvoltat mai multe proiecte, afaceri, am fost implicat în mai multe afaceri ca și partener. Am avut afaceri
mai multe de la vârsta de 20 de ani. Încă și până astăzi sunt implicat într-o afacere, ca să fie clar. Practic investițiile din anul 2018. Din 2018 am început să investesc, am învățat de la o persoană, de la unul dintre prietenii mei din Italia, care avea o experiență foarte mare la bursă și respectiv câte puțin încă din 2018 am început să investesc. Nu vorbim despre trading, acum vorbim despre investiții, da? Despre pur și simplu să investesc. Am început să-mi cresc capitalul, respectiv undeva anul 2018. Până în 2019-2020 au fost 2 ani în care am investit foarte, foarte activ, ca să fie clar. Am investit foarte activ, am acumulat ceva capital. În paralel aveam o agenție de marketing la momentul atunci, adică când investeam aveam o agenție de marketing și respectiv, haideți așa, ok, acum o să mă aprofundez în agenția de marketing și în cum am ajuns eu, per general, să fac trading, dar în orice caz, practic investițiile din anul 2018. Per general, predau investițiile, deja de aproximativ aproape 4 ani de zile predau investițiile. Până în acest moment am avut peste 10.000 de elevi la cursurile mele, ca să fie clar, pe care am învățat să câștige mai mult, să mulțească banii lor cu ajutorul investițiilor. Împreună cu acești elevi am investit până astăzi aproximativ 1.200.000 de euro. Asta e o cifră cu care eu mă mândresc mult, asta este cifra care am investit-o eu, elevii mei și așa mai departe. Sunt autorul unei cărți de educație financiară, ca printre altele, deja puteți în Instagram pur și simplu să-mi scrieți despre carte, cine vă interesează. Consultația mea costă 200 de euro. Deodată vă spun, lecția nu va fi salvată, nu va fi salvată. Da, ești un expert superb, mulțumesc. Deci, consultația mea costă 200 de euro pentru 2 ore. Consultația mai puțin 2 ore nici nu se petrece. Astea sunt câteva chestii despre mine, ca să fie clar. Eu personal, în 2018, când am aflat despre investiții, eu pur și simplu trăiam de la salariu la salariu, gen de la câștig la câștig. Mereu am avut careva afaceri, am fost implicat în careva afaceri, am fost o companie de construcție cândva, am avut o companie de cleaning, agenție de marketing și așa mai departe. Și chiar dacă stabil întotdeauna câștigam câteva mii de euro pe lună, mă confruntam mereu cu ideea că permanent nu mi-ajungeau bani. Pe ideea că, iată, mi se terminau banii, așteptam să-mi vină banii luna viitoare și așa mai departe. Da? Respectiv, în 2018 am făcut cunoștință, repet, unul dintre prietenii mei mi-a făcut cunoștință cu investițiile, am început să investesc și, într-adevăr, cu ajutorul investițiilor am scăpat de această problemă, da? De a trăi de la salariu la salariu, pentru că am înțeles că tu real poți nu doar tu să lucrezi cu mâinile tale, dar poți să pui și banii tăi să lucreze pentru tine și să-ți genereze alți bani. După aproximativ, iată, 2 ani de zile, hai să spun așa, am deja având un oarecare capital, având o experiență în investiții, am început să arăt acest lucru pe Instagram, tot ceea ce fac și așa mai departe. Și respectiv multă lume a început să se intereseze despre investiții. Dorin, hai arată și mie, Dorin, hai arată și mie, hai Dorin, te rog, dar cum faci, dar unde trebuie să mă înregistrez? La început pur și simplu răspundeam persoanelor și pe parcurs pur și simplu am obosit de acest lucru, când a devenit mai multe, mai multe. Și respectiv atunci am lansat primul meu curs, în felul ăsta și am ajuns iată să predau subiectul investițiilor, educației financiare și așa mai departe. Cum și spuneam, acum și o să ajungem la cum am ajuns per general în trading. Ca să vă fie clar, pentru că, repet, foarte mult timp am investit. Consultația mea este 200 de euro. Deci, pur și simplu, vreau să vă explic cei care o să stați până la finalul acestui webinar. Pur și simplu, deodată trebuie să înțelegeți că o să primiți informații gratis în valoare de 200 de euro. Asta așa ca un singur moment. Plus la asta vreau să vă menționez că, la fel, în cadrul acestei lecții private, în cadrul acestui webinar, cineva va avea ocazia azi să câștige o consultație gratuită cu mine, de 2 ore. Unde noi, împreună cu persoana respectivă, deja ne vom suna, eu voi face o analiză a situației sale financiare, voi vedea în principiu din ce, cât câștigă, din ce câștigă, voi veni cu sfaturi în principiu cum poate să câștige mult mai mult, ce ar trebui să schimbe, în ce poate să investească, vom face un plan de creștere financiar și un plan de investire cu persoana respectivă. Cineva dintre voi astăzi, în principiu, va avea ocazia inclusiv o consultație cu mine să câștige, respectiv trebuie să fiți atenți la acest webinar. Eu, într-un moment total neașteptat pentru toți, pur și simplu să vă explic cum puteți să câștigați această consultație.
Bun, eu pe general am început să practic trading-ul în 2020. Chiar dacă în 2018 am început să investesc, în 2020 abia am făcut cunoștință cu trading-ul. S-a întâmplat acest lucru în momentul când s-a început pandemia, exact când s-a început pandemia, deoarece eu aveam afacerea mea, agenția mea de marketing, eu câștigam din asta, de acolo bani și respectiv din banii pe care îi câștigam, o parte eu îi investeam, da? La un moment dat, pur și simplu brusc a început pandemia, totul a început să meargă mai rău. E o perioadă de câteva luni până în luna aprilie, dacă cine dintre voi își amintește pandemia, undeva până în luna aprilie, mai chiar. Eu am continuat să lucrez gen în cadrul agenției. Lucrul devenea tot mai greu, mai apăsător, deoarece pur și simplu toți erau închiși în casă. Nu, în principiu nu puteai să ieși din casă și s-a întâmplat pur și simplu că din martie până undeva luna mai, aproape iunie, 3 luni și ceva, pur și simplu, 3 luni și ceva, eu pur și simplu lucrând din casă în fiecare zi cu acolo câțiva zeci de clienți care aveam în agenție, pur și simplu deja aveam impresia că mi-e de minți. Respectiv, odată cu începutul pandemiei, la mulți dintre clienți, per general, s-au oprit afacerile pe care le aveau, nu mai aveau nevoie de serviciile de marketing, inclusiv agenția a început să meargă mai rău, inclusiv pe mine a început să mă apiese chestia asta și respectiv eu atunci iau o decizie. Decizia mea a fost, iau decizia în principiu de a închide agenția, de a renunța la această afacere. Atunci, țin minte, era luna mai, iunie și eu prind ultimul avion spre Italia. Eu urc în Italia, eu cândva locuisem în Italia, am cunoscut prieteni acolo. Și respectiv, era luna mai, iunie, nimeni nicăieri nu putea pleca, nimeni nicăieri nu putea zbura. Dacă vă amintiți, puneți în plus cine își amintește această perioadă, fantastică. Respectiv, real, nimeni nicăieri nu putea pleca. Și eu pur din curiozitate intru și mă uit dacă nu cumva este vreun zbor. Și respectiv, nici măcar nu din curiozitate, a fost ceva anunțat în luna iunie, la început de iunie, că vor fi reluate zborurile, câte puțin, către unele țări. Eu mă uit acolo că o dată pe săptămână sau ceva de felul ăsta, sunt zboruri spre Italia. Eu iau zborul spre Italia, cumpăr biletele pentru mine și iubita mea de atunci. Nici măcar nu știam că ăsta este ultimul zbor spre Italia care va fi, deoarece până atunci încă nu era clar ce e cu pandemia, nu era clar în genere cum funcționează, când să ne așteptăm la vaccinuri, nu era super clar cu regulile și ce mai departe, totul. Respectiv, eu pur și simplu iau acest avion spre Italia, în principiu merg, urc în avion, zbor, eu încă țin minte, mie nu-mi venea crede, după practic 4 luni de zile petrecute în casă, închis, lucrând zi de zi și mai departe, eu urc în acel avion, dacă vă uitați în urma mea pe poză, toate scaunele sunt goale, eram doar eu, iubita mea de atunci și încă o singură persoană în acel avion. 3 persoane am zburat în tot avionul, parcă eram în avion privat. Și eu iau acel avion, țin minte că ajung în avion, trec controlul, nu eram sigur în general că o să ne lasă să trecem controlul la aeroport. Ajung în avion, mănuș, era mască, nu-mi venea a crede că real am urcat în avion și eu real ies din țara asta în sfârșit și zbor undeva. Respectiv zbor atunci, ajung în Italia și după asta se anunță că iată ăsta va fi, că a fost ultimul zbor spre Italia, mai mult toate zborurile sunt închise, sunt anulate și în următoarele vreo 2-3 luni, pur și simplu, nu vor mai fi zboruri. Vă imaginați? Eu ajung blocat în Italia, am închis afacerea, am închis business-ul care l-aveam, ultimul, venit practic nu am, am doar careva investiții făcute, gen careva economii, bani investiți. Și respectiv, atunci, iată, nimeresc în situația când încep să mă întreb, ok, dar ce o să fac? Am rămas blocat în Italia, eu și încă o persoană, deja iubita mea cu care eram, și mă întreb, ce o să fac? Ok, din ce o să câștig bani? Și atunci, ok, deja aveam ceva economii care mi-ajungeau la sigur să, țin minte, să, sigur, puteam să trăiesc super confortabil. Adică eu începeam câte puțin să retrag bani din investițiile care le făcusem până atunci, super confortabil, puteam să trăiesc sigur undeva vreo 3 luni de zile. Asta la sigur, adică dacă să vorbesc la cât cheltuiam, la sigur vreo 3 luni puteam încă așa pe plus, așa mai departe. Mai mult din investiții nu puteam să retrag pentru că atunci s-a început pandemia, totul absolut a căzut, criptomonedele au căzut, bursa a căzut și mai departe. Repet, business-ul s-a oprit și eu mă întreb, ok, dar cu ce pot să mă ocup? Atunci am început să-mi pun întrebări, ok, eu aș vrea să mă ocup cu ceva, sorry, vă rog, vreau să fac camera mai luminoasă.
Așa, la mine se face seară. Deci, atunci eu mă întreb, ok, mă uit cu ce, din ce pot să câștig bani? În principiu, business pe moment nu aveam, ok, ce pot să fac? Și încep să mă întreb, ok, ce mi-ar putea mie oferi un câștig fain, online, evident, pentru că atunci nu putea ieși din casă, per general, total, un câștig fain online, să nu am șef, pentru că eu puteam ușor să mă angajez undeva în marketing, spre exemplu, da? Pentru că, nu, în principiu aveam o experiență foarte mare în marketing, în agenția mea de marketing, avusem agenția mea de marketing înainte de asta, gestionam mulți marketieri, sunt destul de bun la marketing, aș fi putut să mă angajez, dar totuși mă gândeam, ok, eu pe lângă asta mai investesc, am expertiză și în asta. Nu vreau să mă angajez undeva, nu vreau să am un șef, vreau să lucrez de acasă, nu vreau să am un grafic așa strict, având în vedere că până acum aveam un business. Și respectiv încep să mă uit în direcția la trading, mă gândeam ce mie o să-mi poată oferi un câștig destul de bun, ce o să-mi poată oferi libertate, că eu să pot lucra de unde vreau eu și grafic nu flexibil, că eu să pot lucra câteva ore pe zi. Respectiv caut și respectiv dau peste trading. Mă gândesc, wow, fain, eu deja mă pricep la pe piețele financiare, deja investesc, deja de câțiva ani, respectiv hai să încerc tradingul. Atunci am început să mă aprofundez în trading, am început câte puțin să experimentez, atunci totul cădea, criptomonede, bursă, până în luna mai, iunie, iulie, tot absolut cădea, undeva în luna iunie, tot a început să crească, la mine tamana a coincis, eu tamana am intrat în trading, da? Am început să fac cunoștință cu tradingul și așa mai departe, și în următoarele 6 luni de zile eu încep să învăț tradingul, eu aveam undeva, țin minte că vreo 1.500 de euro, pare mi-s vreo 1.300-1.500 de euro le aveam în cont, care zic ok, hai să experimentez cu tradingul, da? Ca exemplu. Și respectiv încep să experimentez cu tradingul, tot în paralel începe să crească, am noroc, pur și simplu acolo cripto, bursă, pur și simplu începe să crească din cauza că deja începe să fie clar despre vaccin, când o să apară vaccinul, începe totul pur și simplu, câte puțin, dacă vă amintiți, spre august-septembrie, totul începe să se amelioreze. Respectiv eu, fiind în Italia prins, în următoarele 6 luni de zile, pur și simplu fac un câștig de 23.000 de euro în 6 luni de zile din trading. Asta vorbim despre anul 2020, anul 2020 din perioada luna iulie până în luna decembrie, atunci în care arătam și pe Instagram, pentru cine mă urmărește de pe atunci, eu arătam în Instagram, iată câștigurile mele, iată am cumpărat asta, am vândut asta, începeam să fac cunoștință, făceam trading, în principiu acum și o să vedeți, 23.000 de euro în următoarele 6 luni de zile. Și iată atunci, în principiu, pentru mine s-a schimbat absolut totul, real, eu, pur și simplu s-a schimbat totul, chiar dacă eu înainte de asta avusem afacere, eu câștigam din business acolo 2, 3, 4.000 de euro pe lună și totuși eu oricum, de multe ori nu mi-ajungeau bani, cheltuiam totul până la final de lună, așteptam până la următoarea plată, eu aici pur și simplu am rămas șocat. Eu am rămas șocat, la mine pur și simplu s-a schimbat totul în cap, deoarece la 180 de grade pur și simplu s-a schimbat totul, deoarece et anume acest moment când eu am simțit că eu pot câștiga salariul cuiva lunar timp de 2 ore. Iată, eu avusem business, credeți-mă, eu avusem business, nu era, adică să zic business că de milioane, să zic că îmi veneau banii fără asta, în business trebuia să muncești, per general, în business trebuie să muncești, pentru cei care nu cunosc, și respectiv aici eu mă bag în trading, eu dedic acolo 3 ore pe zi, 2-3 ore pe zi, și eu observ cum eu în 2 ore, reușesc să câștig salariul cuiva timp de o lună. Pentru mine asta a fost total un game changer, total, adică mie asta mi-a schimbat total gândirea. Și credeți-mă, cei dintre voi care astăzi sunteți la acest webinar, care veți decide să studiați trading-ul și așa mai departe, indiferent de sine stătător sau cu ajutorul meu, voi pur și simplu, credeți-mă, după ce veți descoperi trading-ul, veți simți cum e asta real, cum e asta când tu, dintr-un click, pur și simplu, tu poți să faci banii care până acum tu pur și simplu îi câștigai într-o săptămână, pur și simplu la voi o să se schimbe totul. Voi nu o să puteți reveni la un job normal. Voi pur și simplu, voi după asta nu o să vă puteți uita în direcția unui job normal. Iată, în felul ăsta eu am făcut cunoștință anume cu tradingul, în felul ăsta, iată, la mine a început să schimbe totul. În urma acelei perioade, iată, în urma perioadei din 2020, dintre luna iulie și luna noiembrie-decembrie, real, la mine s-a schimbat totul. Eu am început să lucrez, iată, în mediu 3 ore pe zi, să încep să am timp pentru mine. Eu înainte de asta, eu credeți-mă, eu aveam atunci, cât aveam eu atunci? 2020, eu aveam undeva 26-27 de ani. 26 de ani aveam, 27 de ani. Acum am 30. Respectiv, eu până la 26-27 de ani, eu pur și simplu, non-stop, microfonul ceva, eu pur și simplu, non-stop îi dădeam bătaie.
Eu, indiferent, am avut o afacere, altă afacere și mai departe. Eu permanent, eu lucram 10-12 ore pe zi. Și eu niciodată nu aveam timp pentru mine. Niciodată nu, adică eu mă zbăteam permanent între faptul azi să lucrez, să mai câștig niște bani sau să merg la sală. Astăzi să nu știu. Adică pur și simplu eu atât de mult lucram până la 26-27 de ani. Atât de mult lucram încât eu pur și simplu ajungeam seara, eram atât de obosit încât eram mort, serios, mi-am amintit și primele mele afaceri și mai departe, eram pur și simplu mort. Ajungeam seara, nu mai aveam chef de sală, nu mai aveam chef de, mă scuzați, de multe ori nici de sex, nu mai aveam chef și așa mai departe. Eram pur și simplu mort. Pur și simplu mort. Atât cine dintre voi, scrieți-mi eu pe chat, are aceeași situație. Când ajungeți seara, sunteți total obosiți, nu mai aveți timp pentru voi. Poate v-ar plăcea să faceți sală, poate sport, poate v-ar plăcea pur și simplu să aveți alte activități, să aveți alte hobby-uri în plus, dar vă real ajungeți, sunteți atât de obosiți, acolo, de la facultate, de la job-ul care l-aveți, din business-ul care l-aveți și mai departe, încât real nu mai aveți chef de nimic. Adă, eu am trecut prin asta și la mine, după trading, s-a început această perioadă când eu real am început să lucrez 3 ore pe zi, da? Și mie pur și simplu mi-a apărut o grămadă timp pentru mine. Asta a schimbat foarte mult, foarte mult, serios. Asta a schimbat extraordinar de mult. Eu am început în următorul an, mi-am zis 2021, la mine a fost anul în care cu cel mai mari, hai să zic așa, a fost anul cu cele mai mari, nu știu, să zic realizări, nu știu, pentru că eu real am început să-mi permit lucrurile, care pur și simplu la care visam de foarte mult timp. Iată, Rolex-ul care l-am inclusiv pe mână, care costă 14.000 de euro. Eu am început să-mi iau Rolex-ul, mi-am luat mașina la care visam de foarte mult timp, E-Class Mercedes de 50.000 de euro. Pur și simplu am început să-mi permit real lucruri la care pur și simplu ani de zile visam, chiar dacă aveam afacere. Eu am început să am grijă mult mai mult de mine, săptămânal la masaj, la spa și așa mai departe. Da? Toată chestia asta s-a început, scuzați-o, iarăși trebuie să fac mai luminos. Ops, eu am făcut mai puțin luminos. Săptămânal, la masaj, la spa și așa mai departe. Am început deja cadouri scumpe, evident, pentru persoanele apropiate. Cadouri scumpe mamei, cadouri scumpe iubitei și așa mai departe. Anul trecut, nici nu anul trecut, anul acesta, la început de an, am luat inelul de la Tiffany, inelul de logodnă de la Tiffany, m-am logodit 15.000 de euro pe inelul de logodnă. Geanta Prada, 3.000 de euro, da, pentru iubita mea și așa mai departe. Am început să călătoresc, la fiecare o lună, două, să călătoresc undeva. Eu am deja 2 ani de zile după asta. Da, eu încerc să nu mișc microfonul. De fapt, aici sunetul este un pic de la altceva, nu din cauza că eu îl mișc, el se atinge de piele și creează un mini scurt circuit, așa o chestie. Stați să mă gândesc cum aș putea să pun microfonul pentru că el să nu se mai atingă de piele. Ar fi, iată așa, probabil. Scrieți-mi, vă rog, dacă mă auziți bine. Scrieți-mi plus pe cea dacă mă aud bine. Deci eu am început să călătoresc pur și simplu la fiecare o lună, două, eu am deja un an și jumătate, doi aproape, de când eu pur și simplu călătoresc fiecare două luni. Eu anul acesta eu am vizitat 12 țări diferite. 12 țări într-un an, eu asta pentru mine, eu acum, știți, este trendul ăsta acum în Reels, TikTok, nu știu dacă l-ați observat, când toți pun ce țări au vizitat timp de un an. Nu știu dacă ați observat acest trend. Așa o chestie. Și logodnica mea a început acum să facă acest trend, acest Reels. Și spune, uite, iată, câte țări noi am vizitat anul ăsta? Hai să calculăm. Și eu m-am uitat, noi am vizitat 12 țări. Ea a vizitat 13, a fost într-o țară fără mine, în Franța. Dar 12 țări, pur și simplu, timp de un an de zile. Eu, mamă dragă, dacă aș fi crezut eu vreodată că eu am să vizitez 12 țări timp de un an, eu pur și simplu aș fi spus că dacă Dorin din trecut ar fi auzit că eu azi vizitez 12 țări timp de un an, ar fi spus că du-te mă de aici, nu te cred 1000 de ani. Și ca să înțelegeți, peste 70% dintre toate cheltuielile astea care eu vi le zic, au fost achitate din trading, din banii pe care eu i-am câștigat în trading. Ca să fie clar, da, eu am investiții, da, eu am o afacere care mie îmi generează câștig și așa mai departe. Eu inclusiv predau cursuri, mie asta la fel îmi generează câștig, dar circa 70% dintre cheltuielile care eu nu cheltui banii din investiții, eu încerc să nu cheltui banii din care îi câștig din afaceri, din ceea ce predau, încerc să pun deoparte inclusiv pe contul bancar. Din 70% din cheltuieli care călătorii, obiecte scumpe, Rolex-uri, mașini, chestii și mai departe, eu pur și simplu încerc să le plătesc din trading. Și iată, asta este ceea ce real a schimbat tradingul în viața mea, ca să vă fie clar. Eu vreau pur și simplu acum, iată, introducerea s-a terminat, cum s-ar spune, introducerea s-a terminat, ați făcut cunoștință cu mine, vreau să-mi puneți 3D Plus pe chat, iată, cine dintre voi real ar vrea la fel?
Cine dintre voi real ar vrea și este gata să facă ceva pentru asta? Eu iarăși am să măresc luminozitatea la cameră. Dacă nimeni nu se supără, tot se face mai întuneric și mai întuneric. Cine dintre voi atât real ar vrea la fel? Pur și simplu să înceapă să-și permită real să lucreze mai puține ore sau cel puțin lucrând 3 ore pe zi, să câștige salariul care acum îl aveți timp de o lună, lucrând 3 ore pe zi să aveți salariul care acum îl aveți timp de o lună. Să începeți să vă permiteți real obiecte care până acum nu vi le permiteți, același iPhone 11, 15 și mai departe, același Mercedes-uri, mașini care voi le visați, vacanțe, călătorii, banal, pur și simplu să începeți să aveți mai mult timp pentru voi și mai multă grijă de voi. Puneți 3 de plus, dar puneți 3 de plus acei care real sunteți gata pentru asta ceva să faceți. Pentru că da, prin trading voi puteți obține acest lucru. Voi prin trading puteți obține acest lucru, dar să nu credeți că toți banii ăștia cad din pod. Să nu credeți că chiar exemplul lui Mădălin, care ieri mi-a trimis că a făcut 10.000 de dolari în ultima lună după ce a luat cursul meu, să nu credeți că banii ăștia vă cad din pod. Tradingul este lucru. Tradingul necesită implicare, necesită străduință, necesită să studiați acest subiect. Dacă real sunteți gata să studiați, eu astăzi vă explic atacuș pas cu pas cum puteți să o faceți. Pentru că deja peste 3 săptămâni de zile voi să aveți un câștig real care între câteva sute și câteva mii de euro pe lună. Deja aici depinde de timpul care sunteți gata să-l alocați, de suma de bani pe care aveți la dispoziție cu care să lucrați. Da? Asta este ceea ce e important. Eu văd plusurile voastre, sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Așa. Așa. Deci, bun, perfect, sunteți mulți. Eu sper că, într-adevăr, nu doar cu plusurile, sper că sunteți gata să acționați nu doar cu plusuri pe chat, dar, pe general, inclusiv să studiați, să fiți atenți și să faceți tot ce trebuie pentru asta, tot ce e necesar. Ok, haideți să vedem real ce este tradingul ca tare. Pentru că cineva chiar a întrebat mai sus, ok, dar ce este tradingul? Eu am să vă rog să mă scuzați fix o clipă. Vreau să conectez ceva mai multă lumină ca să mă vedeți bine, pentru că la mine deja este apusul. Un singur moment, vă rog. Așa, eu cred că acum voi să mă vedeți mai bine. Scrieți-mi, vă rog, pe chat. Scrieți-mi, vă rog, pe chat. Te aud, scrieți-mi te aud dacă mă auziți. Și haideți să ne clarificăm ce este tradingul per general. Da? Eu vreau să vă explic ce înseamnă tradingul. Care este diferența per general dintre investiții și trading? Pentru că mulți per general confundă, acest lucru. Eu vreau să vă dau exemplu, vreau să vă explic ce este tradingul pe exemplu unui Rolex. Iată, am acest Rolex la mână, vreau să vă dau exemplu ce este per general, cum lucrează tradingul. Iată, într-adevăr este un Rolex, pentru cei care, nu știu dacă o să se focuseze, da, s-a focusat. Cineva zile trecute mi-a scris pe TikTok, nu ai un Rolex real, ai un ceas Levandos, nu știu ce pe acolo, niște prostii, zic, da să vă arăt. Haideți pe exemplu unui Rolex să ne clarificăm ce este tradingul per general. Uitați-vă, eu, spre exemplu, dacă vorbim despre investiții, primul scenariu, dacă vorbim despre investiții, majoritatea modelelor de Rolex, ele cresc constant în preț. În mediu, modelele de Rolex cresc în preț cam cu 20% anual, ca să fie clar. Respectiv, Eugen, de ce nu mai pot intra la mini-cursul care l-am cumpărat de la tine? Eugen, scrie-te, rog, pe Instagram și eu o să transmit colegilor, o să rezolvi foarte rapid și o să poți accesa cursul. Probabil o eroare ceva pe site. Nicio problemă, înscrie pe Instagram și rezolvăm. Așa, deci, primul scenariu. Scenariul investiției. Eu, spre exemplu, cunosc prețul acestui Rolex, el costă 14-15.000 de euro la moment. Eu știind că majoritatea modelelor de Rolex cresc în preț cu circa 20% anual, eu aș putea să investesc această sumă de bani, 15.000 de euro, să cumpăr acest Rolex și să-l vând, spre exemplu, iată, peste 2-3 ani, cu un preț mult mai mare, da? Undeva cu plus 60%. Și atunci, în felul ăsta, eu am câștigat câteva mii de euro pe loc gol, fără să fac nimic. Asta este o investiție. Asta este investiția când tu ai o sumă de bani, tu acea sumă de bani o investești în ceva valoros. Asta poate să fie un, iată, ceas de lux, apartament, alte chestii.
Într-un obiect, într-un ceva valoros care crește în preț, tu crezi în faptul, tu înțelegi că acel obiect este valoros, el crește în preț și respectiv din cauza asta tu ești gata să investești acolo banii tăi. Respectiv eu aș putea să iau aceiași 14.000 de euro, 15.000 de euro, condiția că trebuie să-i am, respectiv aș putea să cumpăr acest Rolex și mai departe să-l vând. Ne făcând nimic, eu trebuie doar să-l cumpăr, să pot să-l port 2-3 ani și pur și simplu să nu fac nimic. Nu necesită implicarea mea. Eu am o sumă de bani, i-am pus, peste 2-3 ani am vândut Rolex-ul, am scos mai mult. Da? Câteva mii de euro pe loc gol. Astea sunt investițiile. Respectiv același exemplu, iată, cu Rolex-ul. În principiu, noi putem face trading. Să luăm a doua situație. Situația, spre exemplu, în care, iată, un prieten de-al meu sau un cunoscut de-al meu, spre exemplu, are nevoie urgent de bani și el, spre exemplu, vrea să vândă, este gata să vândă Rolex-ul său cu 7.000 de euro. Eu, cunoscând, spre exemplu, care este prețul real al acestui Rolex, spre exemplu, 14.000-15.000, eu cumpăr Rolex-ul său cu 7.000 de euro, automat după îl pun în vânzare și peste, spre exemplu, acolo o lună de zile, două, l-am vândut și respectiv l-am vândut peste o lună, două de zile și respectiv, iată, am câștigat câteva mii de euro, pur și simplu, profitând de această situație. Iată, ca să fie clar. Iată, aceasta este toată diferența dintre investiții și trading. Tradingul înseamnă să speculezi, să găsești anumite situații care ție îți permit să profiți de ele și să câștigi bani. Investițiile sunt atunci când noi investim banii, cumpărăm un obiect ceva valoros, așteptăm că el să crească și respectiv mai departe îl vindem mai scump. Diferența este că investițiile nu necesită timpul nostru, da? Investițiile nu necesită implicarea noastră, genul ca noi să pierdem timp constant, să ne implicăm. Noi am cumpărat acest Rolex, l-am lăsat, peste 2-3 ani ne-am amintit de el, l-am vândut. Da? Și am câștigat câteva mii de euro. Sau situația numărul 2, tradingul, când noi putem pur și simplu să profităm de o anumită situație, mai departe să câștigăm aceleași câteva mii de euro într-o lună, două. Tradingul necesită implicare. Necesită implicare pentru ca să putem specula. Dar noi am făcut câteva mii de euro într-o lună, două, nu în 2-3 ani, da? Ca să fie clar. Iată, asta este diferența. În trading tu pierzi mai mult timp, dar și câștigul este mult mai mare. Și riscurile sunt un pic mai mari. În investiții, tu pierzi mai puțin timp, dar și câștigul este mai jos. Asta este diferența. Scrieți-mi, vă rog, cuvântul clar, pe chat, dacă vă este clar acest lucru. Iată, dacă am explicat clar diferența între investiții și trading, scrieți-mi pe chat clar. Ok, eu trec mai departe. Iată, asta este diferența. Repet, tradingul este când noi găsim anumite situații convenabile pentru noi, de care noi profităm și respectiv câștigăm bani. Și asta poate fi orice. Per general, spre exemplu, eu dau exemplu cu Rolex-ul, dar în sumă, iată, există două modalități global, da? Există două modalități prin care noi putem face trading. Eu îmi cer scuze că uneori mă mai ridic așa pe neașteptate. Există două metode prin care noi putem face trading. Și aceste două metode global sunt pe piețele reale. Noi putem face trading pe piețele reale. Noi putem specula cu careva bunuri mobile. Spre exemplu, noi putem cumpăra automobile și să le vindem mai scump. Da? Putem cumpăra careva automobile, putem cumpăra telefoane să le vindem mai scump și mai departe. Adică eu nu vorbesc despre un business unde voi cumpărați, spre exemplu, ceva și vindeți constant, aveți un magazin unde vindeți telefoane sau automobile, ci pur și simplu speculații, trading. Iată, v-ați întâlnit cu persoanele care, nu știu, acolo pe careva site-uri de anunțuri, scriu că, iată, cumpără automobile ieftin sau cumpără automobile rapid sau îți cumpără automobilul tău și așa mai departe. Sau cumpăr telefoane, cumpăr iPhone, cumpăr orice model de iPhone și așa mai departe. De obicei, aceste persoane ce fac? Ele speculează. Scrieți-mi, iată, da, dacă ați întâlnit. Iată, aceste persoane, ele speculează, ele cumpără mai ieftin telefoane. Când tu te duci și dai iPhone-ul tău că vrei să-l vinzi, el îți propune acolo jumătate de preț sau 60% decât prețul de piață, da? Respectiv, mai departe, el, pur și simplu, îl pune în vânzare și peste puțin timp îl vinde, câștigă pe asta bani. Da, asta este trading. La fel cu automobilele. Spre exemplu, eu automobilul meu trecut, câțiva ani în urmă, automobilul meu trecut l-am vândut la o persoană, mie îmi trebuia destul de repede să-l vând. Aveam un cunoscut care se ocupă cu asta, anume ce ține de, iată,
trade-uri pe partea de automobile. El a venit, mi-a propus, uite, eu sunt gata să-ți dau pe el, spuneam, 7.000 de euro. Zic, ok, clar că el costă vreo 8.000 jumate, dar mie îmi trebuie mai repede, respectiv, haide, eu să-l dau cu 7.000, spre exemplu, da? Zic, clar că el costa 8 jumate, 9, 9 și ceva și mai departe. Puteai de vândut, poate, cu 10.000, depinde. Dar mie mi-a trebuit mai repede, respectiv, eu l-am vândut. Evident că după asta el a luat mașina aceea, un pic a adus-o în ordine, a pus-o în vânzare. A adus o ordine, în sens că a spălat-o, a pus-o în vânzare, a vândut-o cu 9.000, da? Iată și trade-ul, asta este tot trade-ul. Trading-ul se mai poate face cu bunuri imobile, da? Imobiliare, spre exemplu, da? Persoane care cumpără apartamente, le vând mai scump. Cineva vrea să-și vândă rapid apartamentul. Deci sunt persoane care, ok, hai, eu cumpăr apartamentul tău, se joacă un pic cu el și îl vând mai scump. Asta este trading. Ei nu cumpără un apartament ca investiție, de tipul că apartamentele doar tot cresc în preț, imobilele cresc în preț. Dar sunt persoane care se ocupă concret de trading. Ei pur și simplu cumpără careva apartamente mai ieftine și le vând mai scump peste câteva luni, fără să se joace foarte mult. Gen, primul, repet, trading putem face pe piețele reale. Al doilea rând, trading putem face pe piețele financiare. Asta este ceea ce aleg eu personal, dacă sincer. Asta este ceea ce aleg eu personal, piețele anume financiare. De ce? Iată, trading putem face pe piețele, piața cripto. Pe piața cripto noi putem cumpăra și putem vinde careva monede, criptomonede, da? Le cumpărăm mai ieftin, le vindem mai scump. Trading putem face pe piața Forex, da? Piața Forex, asta este piața valutară. Noi putem să cumpărăm euro, dolari, când cursul scade și să vindem când cursul crește. Hop, am câștigat, da? Pe diferența de preț. Trading putem face pe piața de capital, la bursă, spre exemplu, da? La bursă, dacă cunoaște ce înseamnă bursă, piața de capital, noi putem să investim în anumite companii, să cumpărăm acțiunile anumitor companii la bursă, companii reale, și să le vindem peste o perioadă mai scump, da? Ca să fie clar. O să ne mai aprofundăm dacă cuiva nu este clar. În principiu, eu aleg anume piețele financiare, nu piețele reale. Deoarece eu câștig de piețele financiare, deoarece pe piețele reale există real câteva minusuri. Minusul este pragul înalt de intrare. Ca voi să faceți trading pe piețele reale, spre exemplu, să cumpărați, să vindeți imobiliare, voi aveți nevoie de sume foarte mari. Voi real trebuie să investiți la început o sumă mare într-un apartament ca să-l vindeți pe urmă mai scump. Sau cel puțin să cumpărați acolo telefoane să le vindeți mai scump sau mașini, automobile, da? Necesită foarte mulți bani. Eu nu cred că foarte mulți dintre voi au acum vreo 10.000 de euro sau 50.000 de euro, pur și simplu, acolo în sertar, aruncați și mai departe. Minusul numărul 2 pe piețele reale este faptul că pe piețe reale noi investim, tranzacționăm cu sume mari, da? Din cauza asta și riscurile sunt mai mari. Adică noi, spre exemplu, dacă avem, spre exemplu, acolo, hai să spunem, nu știu, 10.000 de euro, noi, practic, ca să cumpărăm, să vindem un automobil, noi trebuie tot 10.000 de euro să-i băgăm într-un automobil. Asta înseamnă că noi băgăm toți banii într-un singur activ, în cazul în care ceva se întâmplă cu automobilul acela. Nu știu, vrem să-l aducem de psihotare și ceva nu ne vine, sau ne vine stricat, sau se întâmplă ceva și mai departe, cu automobilul, atunci, pur și simplu, noi deodată am pierdut toți banii, sau deodată este afectat tot capitalul nostru. Adică riscurile sunt mari din cauza că se lucrează cu sume mari. Ca să fie clar, comparativ, spre exemplu, cu piețele financiare, unde tu poți începe și cu 50 de euro, tu poți cumpăra careva criptomonede și cu 50 de euro, da? Nu neapărat cu 50.000 de euro, da? Ca în imobiliare. Și al treilea minus piețele reale este birocrația. Desigur, birocrație și mult timp pierdut. Ca să cumperi să vinzi un apartament, să cumperi să vinzi un automobil, asta este foarte multă bătaie de cap. Mergi, cumpără, întocmește, contracte, cumpărare, vânzare, procură, chestii și mai departe. Piețele financiare, de asta eu aleg să câștig anume pe piețele financiare, repet, deoarece aici, real, poți începe chiar și cu 50 de euro. 50 de euro ai nevoie să ai la dispoziție pentru ca să începi să faci trading. Da? Riscurile sunt mult mai mici, deoarece, iarăși, noi nu investim 10.000 de euro într-un singur automobil sau într-un singur imobil să riscăm cu 10.000 de euro, noi riscăm cu acolo 50 de euro sau chiar 10 euro și mai departe. Și plus nu există, a treilea, aici este o greșeală, colegii mei au făcut pe slide, a treilea, pur și simplu tu nu ai această birocrație, tu pur și simplu poți face trading doar de pe un telefon. Ai nevoie de un telefon sau un computer pentru ca să câștigi bani, fără să te duci să vii nu știu unde și așa mai departe. Asta sunt plusurile. De-aia eu aleg piețele financiare și mai exact anume piața cripto. Aleg piața cripto deoarece, în special, piața cripto, ea la moment este cea mai activă. Aici sunt, pur și simplu, ea este, crește cel mai activ. Ea este în cea mai mare creștere și aici real se pot câștiga foarte mulți bani. Din cauza asta și am persoane care pot să facă asemenea rezultate în câteva săptămâni și 10.000 de euro să câștige, dar persoanele astea este clar că ele fac trading nu cu 50 de euro. Este clar că au sume mai mari.
Piața cripto, ea real crește cu viteză mare. Eu pot să fac pur și simplu ca o comparație, am adăugat pe slide-uri, uitați-vă. În 2023, Bitcoin-ul a crescut cu 159%. S&P 500, indicele S&P 500, care este practic, sunt 500 cele mai mari companii americane. Iată, dacă noi am fi investit la bursă în aceste 500 cele mai mari companii americane, noi am fi avut un câștig doar de 24%. Bitcoin-ul a făcut o creștere de 159%. 159%, ceea ce este foarte, foarte mult. De asta piața cripto, în principiu, piața cripto, ea este în creștere mare. Piața cripto este în creștere mare, din cauza asta eu aleg să fac trading anume pe piața cripto. Ok, pur și simplu, pe piața cripto, ca să fie clar, comparativ cu alte piețe, chiar și piața Forex, noi putem face trading destul de bine pe piața valutară. Doar că acolo există, ok, există 20 de valute, euro, dolar, lire, sterline și mai departe. Da, se pot câștiga bani și acolo din trading. Dar cumva mult mai puțin decât în piața cripto. În piața cripto există câteva zeci de mii de monede, criptomonede, pe care noi pur și simplu zilnic le putem tranzacționa și zilnic putem câștiga bani. Zilnic putem câștiga mulți bani din trading, pur și simplu în piața cripto, având în vedere pur și simplu că sunt o mulțime de monede care cresc în preț, cad în preț și așa mai departe. Iar dacă voi înțelegeți, eu v-am dat exemplu cu mașini, apartamente, Rolex-ul, exemplu cu Rolex-ul. Noi, pentru ca să câștigăm bani, noi ce ne trebuie? Ne trebuie ca acest activ pe care noi l-am cumpărat să crească în preț. Respectiv, în piața cripto, de ce este bine? Pentru că anume trading. Deoarece, pur și simplu, monedele, criptomonedele, foarte repede cresc, foarte repede cad. Asta ne dă nouă foarte multe șanse să cumpărăm anumite monede ieftin și să le vindem scump, repede. În câteva zile, în maxim într-o săptămână, uneori chiar și timp de o zi, putem să câștigăm, pur și simplu, foarte, foarte rapid, să găsim tranzacții foarte reușite și să câștigăm bani. Eu nu știu dacă voi mai cunoașteți alt loc, unde, pur și simplu, în 3 săptămâni poți să câștigi 10.000 de euro. Iată, scrieți-mi, vă rog, pe chat dacă mai cunoașteți alt loc, unde în 3 săptămâni tu poți să câștigi 10.000 de euro, și aici, fără riscuri ca la cazinou sau ca la pariuri, da? Unde tu pui 10.000 de euro și ai 50-50 probabilitatea că o să câștigi sau o să pierzi. Da? Deci scrieți-mi dacă mai cunoașteți asemenea loc. Eu personal nu mai cunosc asemenea loc, în afară de trading, în care real atât de repede, nu, cu excepția faptului dacă nu ai deja un business mare, dar acolo deja merge vorba despre altă structură mult, mult mai serioasă. Dacă cunoașteți alt loc, real puteți să-mi scrieți. Ok, pentru ca să începi plusul foarte mare, pentru ca să începi să faci trading, repet, pe piața cripto, să începi să câștigi bani, ai nevoie doar de 2-3 ore libere pe zi, asta real este plusul, 2-3 ore libere pe zi, un telefon sau un computer la dispoziție și minim 50 de euro pentru start. Iată, puneți în plus pe chat acei dintre voi care real aveți astea 3 la dispoziție. Iată, voi aveți 2 ore libere pe zi, un telefon sau un computer la îndemână, eu cred că toți au un telefon, și minim 50 de euro pentru start în trading. Dacă voi le aveți astea 3, voi pur și simplu peste 3 săptămâni deja puteți să aveți un câștig stabil din trading. Am să vă explic mai pe final de lecție de ce anume 3 săptămâni. Astea 3 aveți nevoie pentru ca să generați un câștig stabil din trading, care o să vă vină vouă deja pe card, în contul bancar și mai departe. Eu la cursul meu arăt absolut totul, cum să depuneți banii, cum să retrageți banii și câștigurile și mai departe. Ca să vă fie clar, ok, văd plus, 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 perfect, atunci sunteți la webinarul exact potrivit, sunteți la lecția exact potrivită. Haideți să vedem, ne apropiem deja de partea de conținut, concretă. Haideți să vedem care sunt pașii concreți pentru a genera, pentru a începe să câștigi, să faci profituri. Care sunt acei pași? Ce trebuie să faci, per general? Pasul numărul 1, hai să spunem așa, văzând că mulți dintre voi ați spus plus, 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 văd că real sunteți mulți. Mi-aș pune întrebări, sincer vorbind, dacă nu ați avea 2 ore libere pe zi, un telefon și 50 de euro, mi-aș pune întrebări, la sigur webinarul ăsta n-ar fi pentru voi, dar webinarul real este pentru voi, cei care au spus plus. Ok, pasul numărul 1, per general, pentru ca să începem să câștigăm din trading bani. Pentru asta, mai întâi de toate, avem nevoie de o platformă, de un, numiți-l cum vreți, platformă, care să ne ofere acces la piața cripto, de pe telefon sau de pe computer.
În cazul meu, eu tranzacționez anume pe platforma Bybit. Adică primul pas pentru ca noi real să începem să generăm câștig din trading este să ne înregistrăm pe platforma unde noi găsim aceste monede pe care putem să le cumpărăm, să le vindem. Este exact ca și exemplul cu Rolex-ul pe care eu vi l-am dat. Tot ce trebuie noi să facem este să găsim monede la preț bun, real bun, și să le vindem la preț jos, mă refer, și care urmează să crească, și respectiv să le vindem la preț mai mare. Exact asta. Noi când cumpărăm acest Rolex, noi înțelegem, ok, eu cumpăr Rolex-ul ăsta la preț, nu știu, mai jos, el urmează să crească, eu am să-l vând la preț mai mare. Asta e tot ce trebuie să cunoaștem. Dați să-mi apropie puțin lumina asta de față. Așa, ok, parcă e mai bine. Sunt prea puțin luminat. Respectiv, anume în asta constă trading-ul. Să găsim aceste tranzacții, aceste chestii în care putem investi. Dar pentru asta este nevoie ca să avem acces la piața cripto. Pentru asta, primul pas care noi trebuie să-l parcurgem este să pur și simplu să folosim o platformă, să ne registrăm pe platformă care ne oferă acces la piața cripto. Eu personal folosesc platforma Bybit. Elevii de la cursurile mele tranzacționează pe platforma Bybit. De ce? Pentru că este cea mai sigură. Nu este neapărat o recomandare, puteți alegeți, sunt multe alte platforme. Dar eu nu recomand altele, nu recomand Binance, Chest și așa mai departe. Bybit este cea mai sigură, cea mai simplificată, pur și simplu care există la moment în lume. La cursul meu de trading, eu arăt detaliat cum transferăm bani pe platformă, cum retragem de acolo câștigurile și așa mai departe. Noi, pur și simplu, primul pas real care îl facem la curs este, per general, noi facem cunoștință cu platforma, în detalii, cum funcționează platforma, cum adăugăm bani, cum retragem bani și așa mai departe. Da? Toată chestia asta. După ce noi avem o platformă nouă, tot ceea ce ne rămâne după ce avem cont de investiții pe platformă, tot ceea ce ne rămâne nouă este pur și simplu să începem să căutăm, iată, acele tranzacții reușite care nouă ne-ar aduce bani. Asta este faza. Să căutăm acele monede care cresc în preț sau cad în preț și mai departe. Deoarece încă o diferență foarte faină pe piețele financiare comparativ cu piețele reale, da, este că noi putem să câștigăm bani nu doar când criptomonedele, spre exemplu, cresc, dar și atunci când criptomonedele cad în preț. Iată, asta este specificul foarte interesant a piețelor financiare. Că noi putem să câștigăm nu doar când cresc monedele, dar și când cad monedele. Se întâmplă chestia asta, eu nu am să mă aprofundez acum foarte mult tehnic, chestia asta se întâmplă pur și simplu din cauza că platformele de tranzacționare, iată, precum Bybit, ne permit nouă să pariem pe căderea monedelor. Ne permit să pariem. Iată, tu practic pariezi cu platforma că, uite, Bitcoin-ul, el nu o să crească în preț, dar el o să cadă în preț. În următoarele, spre exemplu, o lună de zile sau în următoarele câteva zile. Respectiv, dacă Bitcoin-ul real cade în preț, tu câștigi. Platforma te plătește. Adică noi, practic, avem ocazia să câștigăm, indiferent când piața cripto crește, când piața cripto cade, ceea ce nu putem face pe piața reală. Noi nu putem să câștigăm bani dacă am cumpărat un apartament cu 50.000 de euro și brusc prețul la apartament a căzut. Și noi nu putem să vindem acel apartament decât cu 40.000 de euro. Am pierdut 10.000 de euro. În piața cripto, spre exemplu, noi putem să mizăm inclusiv și pe căderea monedei. Respectiv, tot ceea ce trebuie noi să facem, după ce noi înregistrăm un cont de investiții, după ce avem deja platforma pentru care ne oferă acces la piața cripto, la piață, noi pur și simplu trebuie să mizăm pe creșterea sau căderea anumitor monede. Să căutăm monede care urmează să crească sau să cadă. Asta este tot ce trebuie noi să facem. Și aparent, iată, trading-ul pare a fi o loterie. Real, trading-ul pare a fi o loterie deoarece parcă stai și te gândești, ok, eu trebuie să mizez pe creștere sau cădere? Păi de unde știu eu, o să crească sau o să cadă mâine Bitcoin-ul? Iată, scrieți-mi cuvântul eu, cui dintre voi trading-ul se pare o loterie? Scrieți-mi cuvântul eu, acel dintre voi cărora trading-ul se pare o loterie. Eu vreau să vă spun că de fapt nu este deloc așa, cât voi îmi scrieți, nu este real deloc o loterie, deoarece trading-ul este o loterie doar pentru persoanele care sunt începătoare în trading, care habar nu au de trading, iată, anume persoanele care pierd bani din trading, ele pierd bani din cauza că ele intră în trading ca și într-o loterie. Ele intră acolo, s-au înregistrat pe, spre exemplu, chiar pe aceeași platformă Bybit, pentru că este destul de simplu să te înregistrezi, nu trebuie facultate pentru asta. Respectiv, mai departe, încep la întâmplare să aleagă unele monede și pur și simplu mizează pe creștere. Eu cred că o să crească, eu cred că o să cadă,
De unde tu ai luat chestia asta? Că moneda o să crească sau o să cadă? Iată, asta este loterie. Și la loterie, nu, dar nu știu dacă cunoașteți, după statistică, 99%, 98%, dacă mi-am inteles bine, la loterie pierd banii. Da? 98% dintre oamenii care joacă la loterie pierd banii. Exact așa o statistică. Respectiv, normal că atâta timp cât tu nu ai cunoștințe, da? Stefania a scris, vreau să învăț mai multe. Stefania, o să ai ocazia, o să-ți spun un pic mai acuși cum anume poți să înveți. Respectiv, normal că atunci când tu nu ai cunoștințe, normal când tu, unicul lucru care tu îl vezi este denumirea monedei și prețul său, păi clar că asta este o loterie, pentru că tu mergi la ghici dacă moneda o să crească sau ea o să cadă. Pe când, în realitate, ceea ce noi învățăm, iată, ceea ce eu predau, ceea ce eu învăț la cursul, vă învăț la cursul de trading, este anume cum să înțelegeți încotro va merge prețul. Deoarece, în realitate, prețul este dictat de anumiți factori. Și dacă moneda o să meargă în sus sau în jos, asta este destul de clar și ușor de prevăzut. Apropo, webinarul, lecția nu rămâne salvată, încă o dată vă spun. Este destul de clar, noi putem determina unde încotro va merge prețul. Și asta este pasul numărul 2 care voi trebuie să-l învățați, anume analiza tehnică. Analiza tehnică este atunci când noi în baza graficului începem să înțelegem, iată, dacă o monedă o să meargă în sus sau o să meargă în jos. Da? Iată, dacă o monedă urmează să crească sau urmează să cadă. Iată, și o să încerc o chestie. Nu chestia asta, dar poate și chestia asta. Imediat. Să văd dacă o să pot face ceva. Da, voi trebuie să înțelegeți un singur lucru, că atunci când... Iată, să încerc așa să fac. Așa. O clipă, haideți să intrăm chiar la Bitcoin. Voi trebuie să înțelegeți un lucru, că atunci când prețul unei monede crește, iată, haideți să fac doar o clipă, vă rog să-mi dați, vreau să vă arăt ceva. Așa. Doar o clipă. Iată așa. Acesta este prețul, voi o să-l vedeți cât cacuș, da, iată, voi vedeți, acesta este prețul Bitcoinului. Imediat să fac așa. Ăsta este prețul Bitcoinului la moment. Iată, vedeți Bitcoin. Da? Deci, la moment, voi nu o să puteți vedea acest lucru. Sau poate o să puteți vedea, acuși văd sus. O să puteți vedea, da. La moment, iată, prețul Bitcoinului este 42.860 de euro. Iată, aici scrie. Dolari. 42.860 dolari este prețul Bitcoinului. Respectiv. Mai departe, iată, mulți se întreabă, ok, dar încotro să meargă acest preț? În sus sau în jos? Eu acum pot să mizez pe creștere sau pe căderea monedei? Un începător, el niciodată nu o să înțeleagă asta. Noi acest lucru putem să-l înțelegem abia după ce învățăm analiza tehnică. Da? Analiza tehnică este ca noi să înțelegem în general cum se mișcă prețul. Deoarece fiecare mișcare a prețului, de fiecare dată, spre exemplu, când moneda, hai să spun așa, crește, iată, când moneda, spre exemplu, ea crește, dați să pun altă culoare, o clipă, ca să vă arăt, de fiecare dată, cu liniile roșii am să arăt, de fiecare dată, spre exemplu, când moneda, spre exemplu, prețul Bitcoinului, spre exemplu, cade, asta înseamnă că un anumit număr de oameni au vândut Bitcoin. În momentul ăla are loc vânzarea, multă lume vinde Bitcoinul. Când prețul înapoi crește, Bitcoinul este cumpărat, asta înseamnă că lumea cumpără, din cauza asta crește. Pentru că când prețul iară cade, iară cineva vinde. Când prețul iară crește, cineva cumpără, cade, vinde, crește, cumpără și tot așa. Prețul este dictat de anumiți factori, de cumpărare, vânzare. De cumpărare, vânzare depinde dacă moneda o să crească sau o să cadă. Și noi la curs, eu la curs predau anumite chestii astea, vă învăț să înțelegeți care sunt factorii de care depinde. Iată, o să cumpere lumea moneda respectivă sau nu o să o cumpere. O să meargă ea în sus sau nu o să meargă în sus. Noi învățăm analiza tehnică, noi învățăm să citim graficul, să înțelegem care sunt semnele după care, spre exemplu, această monedă o să meargă real în sus sau o să meargă în jos. Da? Spre exemplu, iată aici, pentru cei care nu cunosc, spre exemplu, iată aici după grafic, noi putem să vedem că s-a format iată așa o figură pe grafic care se numește flag. Iată așa o figură, se numește flag, arată ea exact ca și un flag, iată așa, hop, vedeți, ca un flăguleț. Și iată, această figură nouă ne semnalizează
că mai departe, cu o probabilitate foarte, foarte mare, Bitcoinul o să meargă anume în sus, o să-și continue creșterea. Respectiv aici, noi pur și simplu putem să mizăm pe creșterea monedei, să investim, spre exemplu, o anumită sumă de bani, deja depinde de suma pe care noi o avem, asta poate fi 50 de euro, 50 de euro, 100 de euro, 500 de euro și mai departe, și pur și simplu să câștigăm. Să câștigăm. Cât anume noi putem să câștigăm? Haideți să facem așa un calcul. Vreți să calculați cât anume putem să câștigăm? Chiar și cu 50 de euro, dați să calculăm. Dați să calculăm să vedem cât anume noi putem să câștigăm. Chiar și cu 50 de euro. Imediat. Așa. Deci. Stați că am multe ferestre aici și nu vreau să le încurc. Deci asta e așa, asta e așa. Un singur moment, vă rog. Deci. Captura de display. Hop. A, gata, am înțeles. Ok. Iată așa. Haideți să facem un calcul cât real putem câștiga din trading. Da? Iată, eu v-am spus, spre exemplu. Noi înțelegem, să spun așa. Dacă o monedă, adică ceea ce învățăm noi, practic la curs, inclusiv asta este analiza tehnică, aprofundată. Noi învățăm să înțelegem încotro o să meargă, iată, o anumită monedă. În baza anumitor semne, noi învățăm acolo nivelurile de rezistență, nivelurile de suport, rezistență și mai departe. Noi învățăm pattern-urile, figurile, noi învățăm de ce depinde, iată, per general, învățăm să înțelegem când o anumită monedă, spre exemplu, este foarte cumpărată, da, și atunci nu merită să mizăm pe creștere și când o anumită monedă are prețul jos. Dați să vă explic. Spre exemplu, haideți așa. Dacă eu, spre exemplu, o să iau acest Rolex și o să vă spun că, uitați-vă, eu vând acest Rolex cu 1000 de euro. Iată, voi o să-l cumpărați? Da sau nu? Scrieți-mi pe chat. Da sau nu? Voi să cumpărați acest Rolex cu 1000 de euro? Ca să fie clar. Scrieți-mi da sau nu? Eu aștept răspunsurile voastre, sunt curios. Eu pot să anticipez un pic răspunsurile voastre, clar că acuși până o să vină răspunsurile mai durează un pic, dar ideea este următoarea. Eu cred că evident majoritatea dintre voi care cel puțin înțeleg ce înseamnă un Rolex, ori să cumpere acest Rolex și nu ori să se gândească, ori să meargă și ori să ia credit și ori să cumpere acest Rolex, deoarece ei înțeleg că prețul său normal este de 14-15.000 de euro. Tu pur și simplu cu 1.000 de euro cumpărându-l, tu pur și simplu automat mâine sau peste o lună l-ai vândut și ai făcut 13.000 de euro pe loc gol. Adică tu îl cumperi la un preț super jos comparativ cu ceea ce el costă. Ok, dar dacă eu am să vin și să vă propun să cumpărați acest Rolex cu 40.000 de euro, voi o să-l cumpărați? Da sau nu? Iată, scrieți-mi pe chat. O să-l cumpărați cu 40.000 de euro? Scrieți-mi pe chat. Deci, evident că nu. Nu, adică nu este foarte evident pentru fiecare. Este evident că nu doar în contextul în care voi înțelegeți care este prețul real al acestui Rolex. Înțelegeți? Pentru persoanele care nu înțeleg care este prețul, pentru persoanele care sunt total începătoare, care prima oară, per general, în viața lor aud cuvântul Rolex, aceste persoane, ele pur și simplu nu or să cumpere, da? Nici măcar cu 1000. Și poate sunt persoane care, per general, prima oară aud în viața lor de Rolex și le poate ori să cumpere și cu 40.000, când el real costă 13.000, da? Adică totul constă anume în chestia asta, că noi pur și simplu nu cunoaștem nimic despre acest activ. Respectiv, ideea de bază este că, iată, ceea ce învățăm, inclusiv ceea ce vă înveți la curs, este să înțelegeți când o monedă este supraevaluată și când este subevaluată. De tipul, iată, încotro o să meargă prețul monedei, care, spre exemplu, este subevaluată, spre exemplu, de două ori. Clar că o să meargă în sus. Da? Eu vă învăț când să cumpărați, când să cumpărați, adică anume la prețul care este super convenabil și când să vindeți la prețul când pur și simplu prețul este foarte mare și când este momentul să câștigați bani. Iată anume acest lucru se numește analiză tehnică. Iată anume ăsta este lucru pe care voi trebuie neapărat să îl învățați. Ca și pasul numărul 2. Pasul numărul 1. Aveți nevoie de acces la piață? Pasul numărul 2. Aveți nevoie să învățați analiza tehnică foarte aprofundat, să înțelegeți
încotro în general să meargă piața, încotro să meargă prețul unei anumite monede, unui anumit activ. Și înțelegeți acest lucru în baza mai multor factori. În baza, în general, volumului de cumpărare-vânzare, asta voi învățați la curs, voi înțelegeți acest lucru în baza anumitor indicatoare care vă arată că o monedă este prea scumpă sau moneda acum este prea ieftină și așa mai departe. Voi înțelegeți acest lucru în baza anumitor figuri, pattern-uri, adică eu vă învăț cum să citiți graficul în așa mod pentru ca să înțelegeți, per general, încotro să meargă prețul, cu probabilitate de 90%. Adică voi pur și simplu, practic, înțelegeți încotro să meargă moneda. Și respectiv, mai departe, doar mizați pe creșterea sau pe căderea ei. Deja suma de bani care voi o aveți. Ok, cât se poate de câștigat? Pentru că eu, din denumirea webinarului, ați înțeles că din trading, practic fiecare dintre voi, cum și v-am spus, poate câștiga în jur de câteva sute de euro pe lună până la câteva mii de euro pe lună. Depinde de suma pe care voi o aveți disponibilă pentru cu care să lucrați, cu care să faceți trading. Iată, de, anume de această sumă depinde totul și de timpul pe care voi sunteți gata să-l alocați. În trading, în mod normal, spre exemplu, pentru ca să, haideți așa, eu am să scriu în notițe, așa, în trading, să spun, în mod normal, dintr-o tranzacție cu risc redus, voi puteți să câștigați în jur de 10% dintr-o singură tranzacție. Cu risc mediu, puteți să câștigați în jur de 30%, cu risc ridicat, puteți să câștigați 50-100%, deja acolo este riscul mai mare. Haideți noi să luăm cel mai mic risc, să spunem așa, per tranzacție. Cel mai mic risc per tranzacție. Spre exemplu, 10%. Eu nu știu cât de bine la voi se vede, să spunem că se vede. Haideți eu să măresc un pic, ca la voi să se vadă mai bine. Da, 10% este risc redus. Asta înseamnă că, spre exemplu, dacă voi aveți risc redus. Asta înseamnă că da, risc mediu și risc ridicat, risc înalt. Ok, să spunem că dacă voi aveți 50 de euro cu care sunteți gata să tranzacționați, să faceți tranzacții. Ok, atunci să spunem că voi, să zicem, în mediu puteți să deschideți undeva, hai să spunem, nu știu, 3 tranzacții pe zi, 5 tranzacții pe zi, depinde de timpul pe care l-aveți disponibil și mai departe. Cineva poate să facă și 10 tranzacții pe zi, foarte mult depinde. În mediu, în orice caz, haideți să luăm că voi faceți, să spun așa, un 30% zilnic, câștig 20-30% zilnic, ceva de felul ăsta, să spunem voi câștigați 20% zilnic. Din cauza că faceți un 3-4 tranzacții, din fiecare faceți acolo undeva 5% câștig, din altele 10% câștig și așa mai departe. Ok, voi aveți, spre exemplu, suma de, hai să spunem, 100 de euro. 100 de euro. Pentru cu care tranzacționați. Haideți să spunem așa. Deci, 100 de euro, suma cu care voi tranzacționați. De aici, să spunem că voi, cum și-am spus, faceți 20-30% zilnic. Asta în cel mai slab scenariu pe care eu, pur și simplu, vi-l descriu, să spunem, ați făcut 20% zilnic, asta înseamnă că voi, spre exemplu, 100 euro, a doua zi deja aveți 120 euro. A doua zi voi deja tranzacționați cu 120 de euro. Dintr-o 120 de euro, eu acum calculez, 120, iară plus 20%, a treia zi voi deja ați făcut 124, deci voi deja aveți 144 euro. A patra zi voi 144 euro, deja tranzacționați, mai faceți 20% câștig, deja aveți 172,8 euro. A cincea zi, voi deja tranzacționați cu 172 de euro, 172,8 euro și iară faceți 20%, deci voi deja în cont aveți 207 euro. 207 euro plus 20%, voi 248 de euro, 248 de euro. Aveți deja, iată, hai să spunem, prima zi, a doua zi, a treia, a patra, a cincea zi. În a cincea zi, pur și simplu, voi cu capitalul inițial de 100 de euro, dacă voi să atingeți, iată, hai să spunem, această rată de câștig de 20% zilnic, puteți în general să spunem că sunteți începători, puteți și 10% zilnic. Dar în orice caz, 20% zilnic nu este atât de mult.
Voi puteți, pur și simplu, să tranzacționați, să faceți asemenea tranzacții, eu vă învăț asta la cursul meu de trading. Respectiv, voi, în 5 zile, voi ați câștigat 148 de euro, având inițial, plus 148 de euro, având inițial 100 de euro în contul vostru. Voi aveți 100 de euro depozit cu care voi lucrați și respectiv voi faceți cu acest depozit 148 de euro în 5 zile. Practic voi faceți în jur de 200 de euro pe săptămână. 200 de euro pe săptămână. Și toată chestia asta este în creștere. Adică voi, în principiu, spre exemplu, deja a șasea zi o să fie 248 de euro plus 20%, deja o să aveți 297 de euro. În sumă, voi pur și simplu, deja peste o săptămână, să spunem, voi câștigați 200-300 de euro pe săptămână cu 100 de euro depozit. Și cineva poate să se întrebe, ok, Dorin, dar asta pe ideea că noi o să facem doar tranzacții reușite și mai departe. Ok, eu nu iau aici în calcul tranzacțiile nereușite, ele pot să fie și asta este ceva absolut normal. Eu, pur și simplu, iau un calcul că voi faceți atâtea tranzacții zilnic, nu știu, spre exemplu, ați făcut o tranzacție zilnic sau două, ați găsit, unde, care pur și simplu v-a adus 20%. Ok, v-ați oprit, mai departe nu tranzacționați, vă duceți, vă căutați de treburile voastre. Dacă, spre exemplu, ați făcut o tranzacție, nu știu, pe minus, spre exemplu, da? Pentru că este real, absolut, puteți să faceți o tranzacție cu acolo minus, spre exemplu, 5% din banii voștri, din depozit, da? Ca exemplu. Ok, în cazul ăsta voi pur și simplu repetați, căutați alte tranzacții reușite până când deja voi faceți aceste 20% zilnic. Repet, putem să reducem câștigul, să punem nici măcar nu 20% zilnic, nu puneți 10% zilnic, că sunteți începători. Asta este ceva nu, absolut real pentru fiecare. Voi cu 100 de euro în cont, voi 200-300 de euro pe săptămână, fiecare dintre voi poate să le facă, absolut. Persoanele care au experiență, deja fac pur și simplu mult mai mulți bani, evident. Deja puteți singur să calculați. E vorba pur și simplu la suma voastră de bani. Luați un 10% zilnic. Luați suma voastră de bani pe care voi o aveți și faceți așa calcul ca acel pe care vă-l arăt eu în imagine. Luați, pe exemplu, 50 de euro. 10% zilnic câștig. 10% zilnic câștig. Să spunem că voi tranzacționați în fiecare zi. În mediu, spre exemplu, voi dacă să tranzacționați în fiecare zi, voi puteți să faceți real chiar și cu 50 de euro, puteți să faceți și 500 de euro lunar și mai mult. Chiar și cu o sumă de 50 de euro care este accesibilă pentru fiecare. Dar, să spunem că voi nu tranzacționați în fiecare zi, mai știu eu, peste o zi sau mai știu eu, respectiv atunci uitați, vă luați pur și simplu la 50 de euro, luați și adăugați, pur și simplu, câte 10% pe zi. Luați, spre exemplu, să aveți 55 de euro a doua zi. Pe urmă, să aveți, spre exemplu, 55, spre exemplu, plus 20%, să aveți, pe urmă, 66 de euro și tot așa. Adică, voi pur și simplu, cu 50 de euro, 100 de euro în cont, voi faceți câștigul de 500 de euro lunar liber, dacă înțelegeți acest calcul. Scrieți-mi, vă rog, înțeleg, cuvântul înțeleg pe chat, dacă înțelegeți acest calculul pe care eu vi-l arăt. Voi, pur și simplu, repet, voi cu un risc redus, risc real mic, voi puteți face 10%, iată, per tranzacție ca tare. Dar haideți să luăm riscul și mai mic, per general, pentru fiecare dintre voi, luăm că sunteți începători. Și să spunem că 10% asta la voi o să fie câștigul zilnic cu risc mic. Risc mic, câștig zilnic, hai să spunem, zilnic. Cu risc mediu, voi puteți și 30% zilnic. Cu risc mare, voi puteți și 50% zilnic, deja aici depinde ce riscuri vă asumați. Depinde ce riscuri vă asumați. Dar ideea acestui calcul este că voi pur și simplu, chiar și cu 50-100 de euro în cont lucrând, dacă aveți mai mult, dacă aveți câteva sute de euro, dacă aveți, eu am început cândva cu 1500, 1300, 1500 de euro să fac trading, vorbesc de perioada când eram în Italia, când în timp de 6 luni am făcut 23.000 de euro, eu aveam 1500. Dacă voi aveți un capital mai mare cu care să lucrați, aveți câteva sute de euro, aveți poate câteva mii de euro, atunci, wow, mamă dragă, atunci voi real puteți câștiga sume, în primul rând, mult mai mari, în al doilea rând, per general, puteți cu risc foarte mic să câștigați aceste sume. Deoarece este clar că cu cât mai mică este suma, cu atât mai mare este și riscul pe care voi trebuie să vi-l asumați. Plus, deja trebuie să înțelegeți că mai departe, ceea ce noi trebuie să, pe lângă calculele pe care le facem, ceea ce noi învățăm la, ok, înțeleg. Ok, eu doar v-am făcut comparația dintre trading și investiții, deoarece în investiții, spre exemplu, voi puteți să faceți, haideți să vă spun așa, în investiții, investind banii voștri, nu știu acolo, în cripto, investind banii voștri în cripto sau mai știu eu pe termen lung, voi pur și simplu
Da, voi pur și simplu puteți să faceți, ok, 100% anual. În trading voi puteți să faceți 100% lunar, să spunem, da, cu risc relativ mic. Doar că tradingul necesită implicare. Asta ca să fie clar. Minusurile tradingului comparativ cu investițiile este că tradingul necesită implicare. În trading trebuie să dedicați, repet, în jur de 2 ore pe zi, minim 2 ore pe zi. O oră uneori. La început, ca și începători, va trebui să dedicați 2-3 ore. Deodată vă spun, da? Ca să puteți face acest câștig. Deoarece lucrul tradingului, jobul tradingului, nu este să apese pe butoane. Jobul vostru în trading nu este să apăsați pe butoane. Jobul vostru în trading este să căutați aceste tranzacții. Ceea cu ce noi ne ocupăm ca și trader este să căutăm tranzacții, să căutăm situații convenabile pentru noi, care ne vor aduce câștig. Iată, există acest Rolex, da? Evident că noi nu în fiecare zi avem un cunoscut sau un prieten care vinde un Rolex cu 7.000 de euro. Dacă asta s-ar întâmpla, asta ar fi o ocazie, da? O tranzacție foarte reușită. Respectiv, la fel, pe piața cripto, noi putem căuta tranzacții reușite. Și noi anume cu asta ne ocupăm acele 2-3 ore pe zi. Noi căutăm anumite monede, le analizăm prețul, facem o analiză, înțelegem încotro va merge prețul și deja putem să analizăm, spre exemplu, 10 monede la rând, chiar și uneori și 20 de monede, până când găsim o tranzacție, o situație pentru noi potrivită, reușită, unde noi înțelegem că, aha, iată aici eu sunt sigur că prețul o să meargă în jos. Iată aici eu văd că prețul o să meargă în sus. Iată noi am găsit așa tranzacție reușită, am investit, babam, am făcut acele 10% zilnic. Am făcut acele 10% zilnic. Mă scuzați, babam, într-o săptămână noi am făcut ușor 200-300 de euro, doar cu 50 de euro depozit. Noi riscăm 50 de euro, riscul nostru este 50 de euro, ca noi să câștigăm săptămânal 200-300. Asta în cazul în care vorbim de 50 de euro. Dacă vorbim că voi aveți câteva sute de euro care puteți, sunteți gata să lucrați, atunci voi real puteți peste 1000 de euro ușor, pur și simplu, săptămânal să o faceți. Nu, luați riscul și mai mic, puteți peste 1000 de euro lunar să o faceți. Ideea este următoarea, că eu deodată spun că persoanele, pur și simplu, care vin la cursul meu de trading, eu deodată le spun că, uitați-vă, voi, pur și simplu, voi, din prima săptămână, voi vă răscumpărați prețul cursului și voi din prima săptămână deja ieșiți la primele câștiguri destul de frumoase. Pentru că, în principiu, cu 50 de euro poți începe și piața cripto permite la moment asemenea câștiguri. Ăsta este, iată, plusul pe care, anume de ce eu aleg piața cripto, și anume de ce tradingul nu este o loterie. Noi nu intrăm, găsim o anumită monedă, criptomonedă și mai departe ghicim. Dar oare o să meargă în sus sau oare o să meargă în jos această monedă? Nu, noi folosim, pentru ca să înțelegem dacă prețul o să meargă în sus sau în jos, noi folosim analiza tehnică. La curs noi învățăm analiza tehnică. Învățăm anume cum lucrează nivelurile de suport, rezistență, învățăm indicatoarele, învățăm figurile, pattern-urile și așa mai departe. Asta ne dă nou de înțeles încotro va merge prețul. După ce noi înțelegem încotro va merge prețul, mai departe noi deja trebuie să învățăm risk managementul. Asta noi tot învățăm la curs. Asta este pasul numărul 3, puteți să considerați. Risk managementul în trading. Ce înseamnă risk managementul? Asta înseamnă atunci când noi nu băgăm toți banii într-o singură tranzacție. Noi am găsit o monedă și noi înțelegem că, iată, moneda respectivă ia o să crească, să zic acolo, urmează să crească. Noi oricum nu băgăm toți banii într-o singură monedă. Deoarece asta este foarte riscant. Noi învățăm cum să gestionăm riscurile în așa mod ca permanent să câștigăm bani. Asta este important, deoarece amintiți-vă mereu acest lucru, 90% din traderi pierd banii. Din 10 persoane care încearcă să practice tradingul, 9 pierd toți banii. De ce? Pentru că, în primul rând, ei nu știu, nu înțeleg încotro să meargă prețul monedei, nu înțeleg cum funcționează piața. Și chiar dacă ei încep să înțeleagă cum funcționează piața, oricum se întâmplă să avem tranzacții reușite, nereușite, asta e ceva absolut normal. De respectiv, ei pur și simplu nu știu cum să gestioneze riscurile lor. Ei au, spre exemplu, acolo 100 de euro, au intrat și au deschis o tranzacție cu toată suma. Da, asta este ceva absolut stupid. Noi în curs învățăm risk managementul, învățăm cum să limităm riscurile, cum să limităm pierderile și în modul ca să fim permanent pe plus. Este ceva absolut simplu, este ceva absolut elementar, chiar dacă la moment vă uitați și vă par strani, strașnice toate aceste grafice, vă pare că trebuie să înțeleg atâtea, trebuie să înțeleg anumite figuri, flăgulețe, nu știu ce acolo, în realitate totul este foarte simplu. Există o mecanică clară de lucru
în principiu, după care voi v-ați așezat la computer sau la telefon, v-ați așezat acolo pe o oră, două, trei, vă știți exact ce să faceți, pentru că deja după trei ore să retrageți câștig. Vă știți exact pas după pas. Eu chiar am în cursul meu de trading, am o lecție întreagă în care eu am arătat cum eu tranzacționez timp de o zi. Iată, dimineață, ce fac eu? Mă trezesc dimineață, cum mă duc la mic dejun, cum încep să caut tranzacțiile în trading, cum le găsesc, cum le analizez, cum deschid tranzacțiile, cum închid tranzacțiile și cum retrag câștigul. Și asta totul timp de o zi este filmat într-o lecție, așa ca și un vlog în mini-cursul de trading. Ca să fie clar. Iată, anume așa funcționează. Repet, lucrul traderului, mai mult de atât nici nu aș putea să vă spun, lucrul traderului per general este să caute tranzacții reușite. Noi deschidem computerul, deschidem telefonul, ne-am uitat la lista cu monede care sunt în piață și în baza la ceea ce deja, în baza la analiza tehnică, începem să analizăm. Ok, care oare o să crească, care oare o să cadă. Mai departe, pur și simplu, mizăm pe creșterea sau pe căderea monedei. Mai mult nimic nu trebuie. Mai mult nimic nu trebuie. Desigur, este un algoritm de lucru. Repet, algoritm de siguranță. Nu băgăm toți banii într-o singură monedă, într-o singură tranzacție. Limităm riscurile, adică punem acolo stop loss-uri și așa mai departe. Asta este foarte important. Dar toate chestiile astea sunt momente tehnice pe care noi le învățăm în principiu. În sumă, tot lucrul constă în faptul că noi căutăm tranzacții. Căutăm tranzacții reușite pentru noi și din asta câștigăm bani. Scrieți-mi, vă rog, cuvântul clar pe chat dacă este clară această mecanică de lucruri sau scrieți-mi întrebări dacă aveți întrebări, per general. Deoarece real nu este nimic complicat și din cauza asta, anume în 3 săptămâni, voi puteți să aveți deja un câștig stabil din trading, fiecare dintre voi care sunteți astăzi la acest webinar. Așa, scrieți-mi clar dacă vă este clar. Și, așa, eu aici aveam, noi am calculat cât putem câștiga. Ok. Tradingul este real o profesie, real este o profesie, doar că este o profesie unde tu ești propriul tău boss, ești propriul tău șef, este o profesie unde tu îți alegi singur cât timp lucrezi timp de o zi, deoarece, ok, vrei astăzi să câștigi mai mulți bani, ok, nici o problemă, astăzi lucrezi 4 ore, 5 ore, nu, 8 ore dacă vrei, ceea ce eu, e prea mult. Deci, în sensul ăsta, vrei să, ok, azi vrei să te odihnești mai mult, ok, te odihnești mai mult, nicio problemă. Ideea anume constă în asta, că tradingul este real un job, adică nu trebuie să ne atârnăm ca față de ceva că o să scoți telefonul și o să câștigi câteva sute de euro. Nu, tradingul necesită implicare, real, necesită implicare, trebuie să te atârni ca față de un job, dar este un job unde tu nu ai șef, este un job unde tu pur și simplu îți alegi singur graficul de lucru, ai grafic flexibil și este un job în principiu unde tu real ai posibilitatea de a câștiga nelimitat. Hai să spun așa. Este un job unde tu ai posibilitatea de a câștiga nelimitat, în sensul că, ok, uitați-vă, nelimitat, când eu spun poți să câștigi nelimitat, pentru că asta sună foarte fantastic. Eu nu mă refer la faptul că tu o să începi să tranzacționezi cu 50 de euro și tu o să câștigi nelimitat. O să câștigi milioane. Absolut nu la asta. Evident că cu 50 de euro tu acolo poți să câștigi câteva sute de euro pe lună. Dacă tu tranzacționezi câteva sute de euro, tu poți să câștigi 1.000, 2.000, 3.000 de euro pe lună cu risc mediu redus. În cazul în care tu ai câteva mii de euro, spre exemplu, care tranzacționezi, tu poți să câștigi de la câteva mii la peste 10.000 de euro lunar. Adică asta este ceva absolut real. Dar asta depinde mult de suma pe care voi o aveți pentru a tranzacționa și asta depinde de timpul pe care voi sunteți gata să-l alocați. Dacă voi aveți suma mare pentru a tranzacționa, evident câștigul vostru crește. Sau voi singuri puteți să vă creșteți suma cu care tranzacționați însăși prin intermediul tradingului. Asta, anume prin asta este fain. De asta câștigul este nelimitat. Pentru că la job, atunci când voi aveți un job, voi pur și simplu sunteți limitați de... Iată, salariu. Voi puteți să câștigați, hai acolo, cât? 500 de euro, 1000 de euro, nu 2000 de euro. Dacă în companie, în firma în care voi lucrați, nu este posibil să câștigi mai mult de 1500 de euro, tu orice n-ai face, măcar lucrează și zi și noapte, tu nu o să primești salariu mai mare de 1500-2000 de euro. Asta ca să fie clar. Ca să fie clar acest lucru. Adică, în trading tu nu ai aceste limite. Limita la salariu, sau mai știu eu. Dacă tu, spre exemplu, ai... posibilitatea să aloci mai mult timp și mai mulți bani pentru tranzacționare, poftim, tu câștigi mai mult și mai mult și mai mult. Și cu cât mai mult tu crești suma ta cu care tranzacționezi, cu atât mai mult tu câștigi. Pentru că, dați-vă dau un exemplu, adică ca să fie clar, nu știu, o clipă.
Iată, ok. Iată, uitați-vă. Spre exemplu, este clar că dacă tu, spre exemplu, dacă tu, să zicem, ai, hai să spun așa, dacă tu, spre exemplu, ai 50 de euro și tu faci 10% zilnic câștig, asta înseamnă că azi tu vei câștiga, spre exemplu, 5 euro, da? Dacă tu, spre exemplu, asta ca un exemplu, da? Mâine deja, spre exemplu, vei câștiga acolo, nu știu, 6-7 euro și așa mai departe. În sumă vor fi câteva sute de euro pe lună. În cazul în care, spre exemplu, suma ta de tranzacționare e 200 de euro, spre exemplu, da? Cu care tu lucrezi și tu faci 10% zilnic, nu, tu deja zilnic câștigi 20 de euro. Tu 20 de euro ai câștigat lucrând 2 ore pe zi. Dacă suma ta de tranzacționare este 700 de euro, nu, sorry, tu zilnic o să faci 140 de euro. Asta, oh, pardon, 70 de euro. Am luat 20%. 70 de euro zilnic o să faci, da? Este clar acest lucru. Iată, anume chestia asta. De ce este legată? Iată, bună întrebare a dat Nicolae, da? Dacă eu nu greșesc. Iată, de ce este legată aceste procente? Anume riscul. Riscul, da? Dacă vrem să facem câștig mai mare și riscul este mai mare. De ce este legat riscul? Deoarece riscul este legat de faptul că, spre exemplu, să zicem, iată, imediat arăt, eu o să încerc, cam uși poate să schimb. Imediat. Luăm o tranzacție, nu știu, clasică. Iată, stați, vreau să încerc să vă arăt ecranul. Iată așa. O, este? Ok. Să spunem, eu iau o tranzacție. Această tranzacție, aici este graficul Bitcoin-ului, care în mod normal ar trebui să arate ca tare așa. Noi la curs o să învățăm anume așa să citim graficul. Anume așa o să învățăm să citim graficul. Nu o să-l învățăm să îl, nu o să fie graficul linie. Linie, graficul este pentru începători, pur și simplu pentru a înțelege prețul de bază. Noi la curs o să învățăm, iată, învățăm cel puțin, iată, în felul ăsta. Anume să citim graficul. Ok. Spre exemplu, de aici, iată să zicem, asta este ceea ce s-a întâmplat cu Bitcoinul azi, săptămâna asta, nu contează, da? Iată, ceea ce s-a întâmplat cu Bitcoinul în ultimele zile. Când aici a fost? 22 decembrie, ieri. Ok, iată, eu, spre exemplu, mie mi-e clar, spre exemplu, aici din analiza tehnică de bază, iată, eu pot să trag, spre exemplu, că aici a fost un nivel de rezistență, spre exemplu, și mie, spre exemplu, mi este clar, mie, ops, stați. Așa. Da. Deci, mie, spre exemplu, mi-este clar aici, după analiza tehnică, automat, iată, spre exemplu, eu, spre exemplu, care mă aflam, iată, spre exemplu, aici, ieri, hai să încerc să vă arăt cât mai clar, poate să înțelegeți majoritatea. Spre exemplu, eu eram aici, prețul, spre exemplu, era aici, 44.000. Mie mi-era absolut clar, spre exemplu, ieri, că prețul va merge în jos. Prețul va merge în jos. Da? Iată de aici. Mie mi-era clar că prețul o să facă, iată așa. O clipă, să găsesc o săgeată. Mi-era clar că prețul o să facă hop, iată așa în jos. Deci eu aș fi putut să deschid aici o tranzacție, spre exemplu, da? Aș fi putut să deschid o tranzacție. Eu nu știu cât de clar o să fie când ești începător, asta poate să fie total neclar. Ops, stați. Stați că voi nu vedeți ceea ce voi... voi vedeți. O clipă că nu înțeleg dacă vedeți sau nu vedeți ceea ce văd eu. Așa... Deci eu după idee am pus ca voi să vedeți graficul meu. Așa, da, iată așa. Încă o dată arăt, poate nu ați văzut. Deci, iată, aici mie ieri îmi era clar că prețul, iată, spre exemplu, ieri, prețul Bitcoin-ului era 44.203.000 de dolari. Mie mi-era clar că prețul o să meargă în jos. Da? Mi-era clar că prețul o să meargă în jos. Acum, eu, spre exemplu, aș fi putut să deschid această tranzacție în jos, să mizez pe căderea monedei și respectiv mai departe, hai să spunem așa, eu aș fi putut, spre exemplu, să aștept, să zicem, iată, doar până aici, iată, spre exemplu, să deschid să deschid tranzacția, iată, aici și să o închid aici. Și gata, eu, spre exemplu, mi-am luat câștigul meu și, respectiv, gata, eu am făcut ale mele 10%, chiar mai mult. Dar, mamă, măsie, stați o clipă, vă rog, că mi se închide fereastra. Nu înțeleg de ce. Îmi sare graficul, acum am înțeles. Așa, deci, eu aș fi putut pur și simplu să deschid, iată aici, această tranzacție. Încă o dată red, iată aici aș fi putut să o deschid și să o închid aici. Am câștigat ale mele 10% și am mai departe. Sau, spre exemplu, eu aș fi putut să mai aștept. Să zic, iată, am ajuns aici, spre exemplu, eu am câștigat 10%. Și aș fi zis, ok, haideți să mai aștept, să risc un pic mai mult,
pe ideea că poate prețul o să meargă încă și mai jos. De tipul, ups, de tipul iată, să zicem, un moment vă rog, să zicem prețul, hai zicem că o să meargă încă și mai jos, da? În felul ăsta eu risc mai mult, eu mă gândesc că ok, prețul poate să meargă în jos, deci hai eu mai aștept, eu nu închid tranzacția, eu nu scot câștigul, eu nu retrag câștigul meu, iată aici unde este linia, dar eu mai aștept, poate să meargă prețul mai jos. Și respectiv în felul ăsta eu mi-asum riscul mai mare, pentru că cine știe prețul mai jos o să meargă, nu o să meargă, mie mi-era clar că până aici o să meargă, din cauza că eu am făcut această analiză tehnică. Dacă eu vreau să risc un pic mai mult, pot să aștept. Doar că iată eu aș fi riscat mai mult și nu aș fi câștigat, deoarece mai departe, dacă ne uităm atent, prețul a mers, s-a întors înapoi în sus. Prețul în loc să meargă mai departe în jos, s-a întors înapoi în sus. Respectiv asta ar fi fost o tranzacție, nu, nereușit. Nu, oricum ar fi fost pe plus. Oricum ar fi fost pe plus, dar nu aș fi câștigat 10%, da? Dar uneori, deja noi e nevoie de o analiză mai mare, uneori noi real merită să ne asumăm risc mai mult și să câștigăm nu 10%, dar 20, 30% și mai departe. Asta noi deja învățăm la curs, cum anume să gestionăm aceste riscuri. Asta este foarte important pentru ca să nu pierdem banii. Așa, un moment să mă întorc la voi. Deci, ok, acum se vede graficul, acum nu se vede graficul, acum se vede graficul și mai departe. Deci, da, iată, anume de asta sunt legate procentele din câștig în trading. Eu nu știu de ce la mine încă așa. Da, anume de asta sunt legate, iată, riscul, acest risc. Dar cu un risc minim, voi puteți să faceți aceste 10% zilnic, care vă o să vă asigure aceste câteva sute de euro pe lună, câștig, chiar având un depozit, repet, de 50-100 de euro și așa mai departe. Adică voi, pur și simplu, trebuie să învățați, repet, analiza tehnică, în primul rând trebuie să aveți un cont care să vă ofere acces la piață. În al doilea rând trebuie să învățați analiza tehnică, pentru ca să înțelegeți încotro merge prețul monedelor. În al treilea rând voi trebuie să învățați cum să gestionați riscurile, să nu riscați toată suma într-o singură tranzacție, nu cumva să se întâmple că ați făcut o tranzacție nereușită și hop, ați pierdut toți banii care aveți în cont. Asta este foarte important, deoarece la foarte mulți se întâmplă anume așa, iată anume așa se întâmplă la foarte mulți care pierd bani. Și mai departe este important anume să lucrați inclusiv cu, să zic așa, psihologia voastră. Noi chiar la cursul de trading am o lecție separată despre psihologia tradingului. Anume cum să-ți stăpânești emoțiile, frica, lăcomia, deoarece de multe ori în trading pierzi bani anume din cauza la lăcomie. Tu ai făcut, spre exemplu, o tranzacție, ai câștigat acolo 10%, cele 20, 30, 40 de euro azi și tu ai lăcomie, hai mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și din cauza asta, pur și simplu, până la urmă pierzi și poți să ieși în minus. Este foarte important anume să gestionezi riscurile și să gestionezi emoțiile. Asta este un lucru total important în trading. Și respectiv, mai departe, să ai o strategie. Deoarece, chiar la cursul de trading, sorry că repet de atâtea ori curs, pur și simplu un curs real este, eu arăt calea de la zero până la câștiguri, timp de 3 săptămâni. Respectiv, ideea este că trebuie să ai o strategie care noi o facem la curs. Strategia constă în faptul că tu, înainte să începi să practici tradingul, tu trebuie să-ți elaborezi această strategie. În strategia ta trebuie să scrie concret ce tranzacții tu deschizi, ce tranzacții nu deschizi, în ce tranzacții te implici, în ce tranzacții nu te implici, câți bani tu bagi în fiecare tranzacție, câte procente din banii tăi tu bagi în fiecare tranzacție. Toate aceste reguli noi le elaborăm, pentru că ele sunt diferite în cazul la fiecare dintre noi. Ele sunt diferite inclusiv din cauza că și traderi sunt diferiți. Noi inclusiv la curs facem un test în care tu determini ce tip de trader tu ești. Pentru că trading există în principiu de câteva tipuri. Există day trading, există scalping, există swing trading. Există trading unde tu trebuie să stai implicat la computer 3 ore la rând, să stai cu ochii în ecran. Există trading unde tu, per general, ai deschis o tranzacție și te-ai dus și te-ai plimbat toată ziua. Există trading unde, per general, tu trebuie să deschizi computerul. Există trading unde, per general, tu trebuie să deschizi computerul odată în acolo 4 zile. Da? Swing trading-ul. Respectiv, el este diferit. Aceste tipuri de trading sunt diferite și care tip de trading este potrivit anume pentru tine, asta deja noi facem un anumit test, un anumit exercițiu prin care determinăm care este tipul de trading potrivit pentru noi. Mai departe facem o strategie și urmăm acea strategie și avem câștig lunar. Voilà! Nimic complicat. Repet, trading-ul este, cred că, cea mai faină profesie din lume, care eu am descoperit-o câțiva ani în urmă, deja patru ani în urmă, chiar dacă înainte de asta și investeam. Și nici până azi nu încetează să mă uimească,
pur și simplu. Nici până azi nu încetează să mă uimească, deoarece pur și simplu, real, este profesia de vis a fiecăruia, când tu poți lucrezi câteva ore pe zi, de oriunde, de oriunde. Eu într-o zi lucrez din piscină, nu, eu sunt Bali, ok, voi poate n-aveți posibilitate din piscină, dar într-o zi lucrez din piscină, într-o zi lucrez din cafenea, într-o zi tranzacționez din pat, într-o zi, pur și simplu, tu de oriunde, tu fiind în vacanță sau fiind acasă sau fiind oriunde vrei tu, măcar și într-un coworking, unde vrei tu, tu pur și simplu poți practici trading-ul. Tu nu ai șef, cineva care să îți explice ce să faci, cum să faci. Tu îți gestionezi singur graficul, lucrezi mai mult, mai puțin, în dependență de cum îți permiți. Și asta îți eliberează ție mai mult timp pentru tine. Îți, pur și simplu îți permite să câștigi sume mult mai mari decât alții câștigă la job-ul lor și mai departe. Respectiv, întrebarea mea pentru voi, evident, cine dintre voi ar vrea să înveți această profesie real, pentru că deja peste 3 săptămâni să aibă un câștig constant din trading, pur și simplu, puneți, vă rog, plus pe chat. Iată asta ce vă rog, Marius întreabă, unde găsim cursul? Acum o să fie și cursul, eu întâi vreau să vă răspund la întrebările voastre, mai am cadouri pentru voi, cineva o să câștige o consultație gratuită cu mine astăzi. Puneți în plus pe chat cine dintre voi, iată, vrea să înveți această profesie. Pentru că deja peste 3 săptămâni să aibă un câștig constant din asta. Iată, un început de 2024, pur și simplu superb. Puteți să vă asigurați. Așa. Deci. Ok, eu văd plusurile voastre. Sunteți real mulți? Sunteți real? Perfect, ok. Eu sper că din voi nu sunt doar plusurile. Sper că real sunteți gata să faceți acțiuni pentru că real să schimbați ceva în acest 2024 care urmează. Respectiv, uitați-vă, eu vreau să vă explic rapid cum anume voi puteți să învățați. Imediat vreau să vă explic cum puteți să învățați. Uitați-vă. Este o întrebare de timp și de dorință. Este real, ține doar de dorința voastră și de puțin timp pentru ca să începeți 2024 cu un câștig stabil din trading între câteva sute și câteva mii de euro. Credeți-mă, nu este complicat, vă spun din propria experiență. Pentru a învăța aveți două opțiuni, vă zic deodată. Aveți opțiunea de a învăța de sine stătător, singuri, de pe YouTube, Google, privind videouri despre analiza tehnică, privind videouri despre risk management, privind videouri despre psihologia tradingului, încercând să testați, călcând pe greble, formându-vă o strategie și mai departe. Asta este opțiunea gratuită, asta o să vă coste gratuit, o să vă ia mai mult timp. Eu nu vă promit că o să fie gratuit, deoarece puteți să pierdeți toți banii voștri sau puteți să pierdeți mulți bani până o să învățați, dar în orice caz aceasta este opțiunea anume gratuită de a învăța în orice caz. Sau puteți, opțiunea numărul 2 pe care o aveți, este să fiți ghidați personal de mine. Voi puteți să fiți ghidați personal de mine, deoarece eu la început de ianuarie, primele zile ale lui ianuarie, o să strâng un grup practic, din 30 de persoane, o să fie maxim 30 de persoane pe care eu personal am să le învăț să investească. Să tranzacționeze, pardon, să investească, deja îmi stau investițiile pe limbă. O să fie doar 30 de persoane, pentru că mai mult de atât eu nu dețin timp. Iar să învăț o persoană pentru mine asta înseamnă timp. Respectiv, există opțiunea de a fi ghidat de mine. Aici deja depinde de cât de repede voi vreți să ajungeți la rezultat. Opțiunea a doua, ea costă bani, dar ea vă garantează că voi ajungeți la câștig și vă garantează că ajungeți rapid la câștig. Prima opțiune este gratuită, dar ea poate să vă coste bani, că riscați cu banii și nu se știe când o să strângeți singuri acest puzzle pentru ca să începeți să câștigați. Aici deja este pur alegerea voastră. Pentru cei dintre voi care vreți să lucrați cu mine, pentru cei dintre voi care vreți să învățați de la mine, scrieți în cuvântul eu, cei dintre voi care real ați fi gata să plătiți pentru ca să învățați de la mine, pentru ca să vă învăț eu personal. Repet de dată, sunt doar 30 de persoane pe care eu în sumă am să le iau în acest grup de la început de ianuarie și astăzi voi aveți ocazia să vă alăturați în acest grup, pentru că am văzut că mai mulți ați întrebat despre curs și așa mai departe. Respectiv, eu vreau să vă prezint cursul, 2-3 minute, în timp ce voi scrieți eu pe chat, acei dintre voi care ați fi gata să achitați pentru ca să învățați, cu ideea că de luna viitoare voi
practic după 3 săptămâni voi vă răscumpărați și suma investită și încă deja faceți, rămâneți cu abilitate care vă aduce câștig constant deja tot restul vieții. Da, respectiv pentru voi eu foarte rapid în 2-3 minute vă prezint cursul meu practic. Se numește Cum să devii trader în doar 3 săptămâni. Este un curs practic, repet încă o dată, care îl lansez la început de ianuarie, primele zile ale lui ianuarie. Deja o să vedeți data pe site. Noi dăm start, imediat vă zic. Unde la noi este ianuarie? Unde la noi este ianuarie? Da. 8 ianuarie, luni, noi dăm start cursului. 8 ianuarie, luni, noi dăm start cursului. Astăzi eu deschid vânzările la acest curs pentru acei dintre voi care real sunteți gata să... Da, Afanasie întreabă pentru... Da, Afanasie, nu, tu poți doar să treci la versiunea cu asistență. Eu am să-ți zic despre asta deja în privat. Așa, eu am să zic deja despre asta în privat. Tu ești la mine la mentorat din cauza asta până când nu ai link-ul. Așa, ok. Deci, prieteni, vorbeam despre cursul practic, cum să devii trader în doar 3 săptămâni și să începi să câștigi bani lucrând câteva ore pe zi, din orice colț al lumii, având la dispoziție doar un telefon sau un computer. Așa, deci, așa, ce include cursul? Vă zic de data asta că eu citesc chat-ul și din cauza asta mă desconcentrez. Sunt 30 de locuri. Ce include cursul per general? Haideți să vă spun așa. Cursul include 21 de lecții video, a câte 30-60 de minute. Voi deodată primiți acces, adică în momentul după achitarea cursului, voi primiți acces la 21 de lecții video, a câte 30-60 de minute, lecții practice, total, unde eu vă arăt direct pe ecranul computerului meu, voi vedeți cum analizăm graficul, anume figurile de pe grafic, cum înțelegem încotro merge prețul, totul este foarte, foarte clar explicat, practic, direct pe ecranul computerului meu. Doi la mână, avem sesiuni live săptămânale de întrebări și răspunsuri, pe lângă toate, avem sesiuni live săptămânale de întrebări și răspunsuri, unde odată pe săptămână noi ne vedem și împreună analizăm anumite căutăm anumite tranzacții, analizăm anumite situații pe grafic și așa mai departe, discutăm greșelile la unii dintre voi și așa mai departe, asta în live, pur și simplu odată pe săptămână ne vedem o oră, două. Mai departe, aici la fiecare lecție aveți teme pentru acasă, cu verificare și feedback din partea mea personală, adică voi ați făcut tranzacții. Ați analizat, spre exemplu, o monedă, ați trimis tema pentru acasă, eu analizez, vă spun, uite ce greșeală ai făcut. Aici tu ai analizat greșit asta, aici ai analizat greșit asta, aici tranzacția, uite, trebuie să mai fii atent la chestia asta. Pe lângă asta, avem un chat privat cu mine și ceilalți participanți. Un chat care timp de 3 săptămâni este mereu activ, eu sunt acolo, echipa mea este acolo și ceilalți participanți sunt acolo. O să vă găsiți persoane cu care împreună să tranzacționați, în sumă, pur și simplu, facem schimb de informații, primiți răspuns la întrebări în orice moment, pe chat și așa mai departe. Plus la asta, aveți acces la materiale din curs pe viață. Cursul vă rămâne cu acces pe viață pentru totdeauna. Nu există acces limitat la lecții, există doar acces în chat, care este pentru 3 săptămâni. Și mai departe, tot la curs voi primiți strategiile mele personale cu care eu câștig constant din trading. Eu vă arăt cum anume eu fac, constant, pas cu pas, iată, pentru ca eu să ies permanent pe plus. 90% din persoanele care... 90% din persoanele care... așa, de ce? Sau o clip, vă rog, mi-au zburat slide-urile. Nu știu de ce. Nu știu din ce motiv mi-au zburat slide-urile, s-au dus exact de la început, imediat restabilesc. Spuneți-mi, vă rog, plus pe 2 de plus pe chat, cine dintre voi vrea la curs. Haideți așa deodată, fără multă reclamă, nu are sens să fac multă reclamă, deoarece sunt doar 30 de locuri. Cursul real este extraordinar și voi, pur și simplu, real vă răscumpărați suma încă și pe perioada cursului. Eu cred că vă răscumpărați suma. Doar un moment, vă rog, să găsesc slide-ul. Așa. Gata, am găsit slide-urile. Deci, scrieți în cuvântul eu că trebuie să stabilesc slide-urile. Așa, spuneam că, uitați-vă, 90% din traderi real pierd banii. 90% din traderi, ok, 70% pierd banii. 90% din traderi, ei sau pierd bani sau constant sunt pe zero. Ca voi să înțelegeți. 90% din 10 oameni care încep să practice trading-ul, 9 pierd bani sau sunt pe zero.
Care este șansa voastră, statistic vorbind, care este șansa voastră că voi veți fi pe plus dacă deja învățați singur și așa mai departe? Aici deja singur fiecare dintre voi trebuie să calculeze. Calculați singur care sunt șansele voastre reale că veți fi pe plus dacă învățați singur. Dacă credeți că sunt mari, începeți. În orice caz, la curs eu am să vă învăț strategia mea personală cu care veți putea constant să câștigați pe plus. Chiar dacă 9 din 10 traderi tranzacționează sau pe zero sau pierd bani, voi veți ști, veți putea să tranzacționați constant pe plus. Veți avea pur și simplu un salariu, doar că nu îl veți primi lunar, îl veți primi zilnic sau săptămânal când veți decide voi să retrageți câștigul. Iată, anume așa funcționează. Eu văd plusurile pe chat sau văd eu sau văd plusurile, da? Cei dintre voi care real vreți la curs, respectiv, haideți, ok, puneți, vă rog, plus toți cei care real vreți la curs, care ați vrea la curs, iar eu vă spun care sunt prețurile. Chiar nu văd sens să fac mare reclamă, deoarece, sunt doar 30 de locuri care o să se ia rapid. Din 30 de locuri vedem câte se ocupă astăzi, poate toate, poate nu toate. După asta eu fac anunțul la mine în Instagram și după ce am să fac anunțul în Instagram, zilele următoare, respectiv, nu mai rămâne niciun loc absolut. Da, Dan, următoarele lecții o să fie luni. Așa. Deci puneți plus, eu vă zic prețurile. Uitați-vă, în sumă, la curs noi avem două pachete. Avem pachetul tu singur și pachetul tu cu asistență. Sunt două pachete diferite și prețul este un pic diferit, deoarece pur și simplu timpul pe care eu îl aloc pentru ca să vă acord asistența, el costă bani, el nu este nelimitat și așa mai departe. De asta, deodată, de pe pachete, puteți să vedeți, înainte ca să vă arăt prețul pachetelor, puteți de pe pachete să vedeți ce include fiecare pachet. Pachetul tu singur include absolut tot ce despre ce v-am vorbit eu astăzi, toate lecțiile, 21 de lecții, timp de 3 săptămâni, câte o lecție zilnic, include toate informațiile, cunoștințele despre analiza tehnică, despre analiza tehnică, despre risk management, money management, despre cum să-ți formați strategie, absolut tot este inclus în pachetul tu singur. Plus la asta aveți acces pe viață la aceste materiale. În pachetul tu singur nu sunt incluse verificarea temelor pentru acasă, nu aveți exerciții, teme pentru acasă care eu le verific, nu aveți acces la chat-ul privat cu mine și cu ceilalți participanți, nu aveți acces la sesiunile live săptămânale și nu aveți acces la ghidarea din partea mea și a echipei. Adică voi, cum înțelegeți și din denumirea pachetului, practic singur, tu singur parcurgi cursul. Tu iei cursul, știi că ești disciplinat și îți asumi singur să studiezi materialele și respectiv să dai bătaie, să câștigi bani. Pachetul cu asistență include absolut tot. Cineva a întrebat, dacă nu reușesc azi să iau un loc la curs, până când voi putea să cumpăr? Până când mai rămân locuri? Eu nu cred că mult timp o să rămână locuri, dar până când mai rămân locuri, deja o să puteți lua. Ok, deci pachetul cu asistență include 21 de lecții, câte 30-60 de minute, acces pe viață la materiale, teme pentru acasă cu feedback de la mine, primiți de la mine feedback ce faceți corect, ce nu faceți corect, chat privat cu mine și ceilalți participanții, timp de 3 săptămâni, sesiuni live săptămânale, în fiecare săptămână, de întrebări și răspunsuri, se strategie și ghidare din partea mea și a echipei. Eu vă ajut să vă formați strategia, vă ghidez. Iată, asta este toată diferența. Prețurile. Momentul decisiv, 30 de locuri, suntem aproape 80 de persoane live, numai ce eram 100, sunt doar 30 de locuri, pe lângă asta mai avem, Dan, voi ați cumpărat fără asistență, dar pentru asta poți să-mi scrii mie pe Instagram. Deci, am fost aproape 100 de persoane live, acum suntem 80, sunt doar 30 de locuri, pe lângă asta mai avem încă 1000 de persoane înregistrate, care după webinar vor primi oferta, posibilitatea de a cumpăra cursul. Voi o să aveți ocazia chiar acum în timpul webinarului să ocupați un loc. Cei care nu au venit la webinar, ei o să poată după. Deci dacă o să le mai rămână locuri. Posibil să nu le mai rămână locuri. Prețul pachetelor. Haideți pur o presupunere. Scrieți-mi pe chat cât credeți că costă un preț mediu pentru curs.
Da. Vitalie, nu ai lecțiile restul, deoarece cursul începe pe 8 ianuarie. Da, Vitalie, în cazul în care ai cumpărat cursul. Asistența, cursul începe pe 8 ianuarie. Deci, scrieți-mi orientativ în euro cum credeți voi cât costă sau cât ar trebui să coste un curs care vă permite, începând cu luna viitoare, să câștigați 500 de euro pe lună. De la 500 de euro. Între 500 și 5.000, hai să spunem așa. Un mediu, în dependență de timpul și banii pe care îi aveți ca să-i investiți. Cât credeți că este prețul unui curs care vă permite să câștigați de acum încolo pe viață între 500 și 5.000 de euro lunar? Cu cât credeți că iată ar fi sau care ar fi prețul corect pentru asemenea curs? Ok, eu văd. Cineva a scris 500, cineva a scris 300, cineva a scris iarăși 500, cineva a scris 50, cineva a scris 200. Cine a scris 50, puteți deodată să vă duceți să învățați singuri. Ideea este următoarea. În mod normal, prețul corect, care ar fi pentru curs, prețul corect. Pentru un curs care vă permite să câștigați între, cineva a scris 2000 de euro. Pentru un curs care vă permite să câștigați între 500 și 5000 de euro lunar, un preț corect ar fi să fie cel puțin 500 de euro. Între 500 și 5000. Corect ar fi de la 500. Eu am o perioadă mai lungă de când predau cursuri și o regulă în lumea educației este că dacă un produs, un curs, vă permite să câștigați de la 500 de euro pe lună, el minim 500 trebuie să coste. Eu acum am să afișez prețul cursului și în câteva clipe am să vă dau ocazia să rezervați unul dintre locuri. Puteți să luați cardul mai aproape, un card bancar care îl aveți, deoarece prețul cursului nu este 5.000 de euro, nici 1.000 de euro și nici 500 de euro nu este prețul cursului. Este final de an, vine moșul și real, acei care sunteți astăzi la webinar, aveți ocazia să începeți anul nou, 2024, cu, pur și simplu, într-o altă sferă, cu un câștig, pur și simplu, fain din trading, care să vă permită să fiți mult mai liberi, să vă permiteți mult mai multe lucruri, să aveți mai mult timp liber pentru voi, să călătoriți mai mult, să vă realizați, per general, visele voastre. Cine dintre voi, iată, a obosit, real a obosit de faptul ca să lucreze mult pentru câțiva lei sau câțiva euro, să lucrați de la 9 la 6 pentru câțiva euro, scrieți-mi cuvântul eu. Scrieți-mi eu, cine dintre voi, iată, a obosit să lucreze de la 9 la 6 pentru câțiva euro, pentru un salariu care, în principiu, așa și așa. Cine dintre voi, per general, a obosit de iată, jobul care îl are și mai departe, că rămâneți epuizați și așa mai departe? Cine dintre voi a obosit să nu vadă perspectivă? Poate sunteți studenți la facultate, vă uitați la profesia care învățați și înțelegeți că maxim ce o să câștigați, asta o să fie câteva sute de euro pe lună și o să vă cumpărați mașina și casa visurilor voastre peste 40 de ani? Scrieți-mi eu. Cine dintre voi real vrea să călătorească, se uită cum alții călătoresc și voi vă uitați că alții călătoresc, dar voi nu călătoriți? Scrieți-mi eu. Cine dintre voi vă uitați că alții își cumpără chestii scumpe, telefoane, ultimul iPhone, chestii, dar voi nu vă cumpărați aceste lucruri? Scrieți-mi eu. Cine dintre voi real a obosit să vadă că alții își realizează visurile, dar voi nu? Scrieți-mi eu. Eu acum vă arăt prețul cursului și vă dau pe chat link-ul pe care voi o să puteți trece, rezerva și achita un loc la curs. Prețul cursului, prieteni, este de numai 172 de euro pentru pachetul tu singur și 222 de euro pentru pachetul cu asistență. Ceea ce este, credeți-mă, un preț extraordinar care eu vi-l fac pentru această ediție, prima ediție care dă start pe 8 ianuarie, vă fac acest preț pur și simplu special, eu vă asigur că mulți dintre voi o să-și răscumpere prețul cursului. În general, încă în timpul cursului, voi o să începeți să studiați și după jumătate de curs, voi nici măcar nu o să terminați cursul și deja o să vă răscumpărați prețul acestui curs. Credeți-mă!
Respectiv, uitați-vă. Ok, ok. Scrieți-mi, vă rog, acum 3 de plus, văzând că deja vedeți prețurile și așa mai departe, scrieți-mi 3 de plus cine real este gata să investească, să ocupe un loc la curs, să investească în creierașul său și deja din luna ianuarie să câștige, să câștige stabil între câteva sute și peste 1000 de euro sau chiar câteva mii din trading. Scrieți-mi 3 de plus. Prețul este extraordinar. Nu am să stau să vă reclamez mult și așa mai departe, vă fac doar un simplu calcul. Uitați-vă. Doar un simplu calcul. O simplă mică comparație, doar vreau să vă fac pentru cei care aveți dubii, care credeți că o să mai fie șanse, că o să mai vedeți voi și alte ocazii și mai departe. Ok, nicio problemă. Vă fac o mică comparație, uitați-vă. Facultatea, care majoritatea aleg să facă, facultatea, da? Costurile pe care le avem la facultate. La facultate investim în mediu 500-1000 de euro anual pentru contract. Învățăm 3-4 ani de zile, pierdem 3-4 ani de zile. Plătim anual câte 500-1000 de euro pentru contract la facultate, adică pierdem între 2 și 4.000 de euro pentru contract. Pe lângă asta mai cheltuim încă 1.000 și 3.000 de euro anual pentru întreținere, pentru trai. Pentru că asta în cazul în care nu trebuie să-ți închiriezi ceva. Pentru că dacă mai trebuie să-ți închiriezi locuință, chestii pe general, nu te încadrezi în 3.000 de euro anual. Dar așa, pentru ca să mănânci, pentru ca să trăiești, facturi, chestii, haine, mâncare, etc., între 1.000 și 3.000 de euro anual, pur și simplu pentru ca tu să poți la facultate, pur și simplu la facultate să poți să înveți. Și la final de facultate, după 3-4 ani pierduți, salariul mediu, la început salariul mediu de jurist, salariul mediu de contabil, salariul mediu de, nu știu, marketer și așa mai departe, este de 500 de euro lunar. Undeva, în general, 300 de euro poți să te angajezi, undeva poți să te angajezi cu 600-700 de euro. Dar ăsta este salariul mediu, 500 de euro lunar, după 3-4 ani petrecuți la facultate și peste 10.000 de euro cheltuiți, pur și simplu pentru ca să parcurgi această facultate. Tradingul, ca și profesie, din trading, investești 200 de euro, ia un preț mediu între cele două pachete, 200 de euro este investiția care se cere de la voi, pierzi 3 săptămâni de zile, în 3 săptămâni voi deja puteți învăța profesia, începeți să câștigați primii bani din trading deja din primele o săptămână, două. Din primele 7, crate-mă, 14 zile, deja vedeți primele câștiguri la voi în cont. Ce este mai convenabil? Scrieți-mi, vă rog, pe chat. Prima opțiune sau a doua? Scrieți-mi cifra 1 sau 2 pe chat. Doar asta vreau să-mi scrieți. De asta nici nu vreau să vă fac multă reclamă, pentru că sunt doar 30 de locuri și pentru că eu cred că comparația aici este absolut evidentă. Absolut evident, dragii mei. Scrieți-mi unul sau doi pe chat, vă rog mult. Așa. Scrieți-mi unul sau doi. Așa. Scriu echipei, vă rog, o clipă, să pregătească link-ul. Așa. Deci, în singur moment, vă rog, echipa pregătește link-ul unde o să puteți face achitarea. Totuși, eu v-am zis că, până la urmă, v-am zis că o să fie o surpriză, o să fie cadouri. Da, acuși o să fie un link pe chat unde să puteți rezerva. Vreau să vă zic o chestie. Pur și simplu, este final de an și pentru această primă ediție a cursului de trading, care am să o petrec la începutul lunii ianuarie, doar un singur moment că fac ceva aici. Așa, pentru această primă ediție, care o voi petrece la început de an, am câteva cadouri pentru voi. Am câteva cadouri. Cadourile sunt foarte faine. Imediat vă rog. Iată o singură clipă. Pregătesc. Deci, așa. Așa. Care sunt cadourile, prieteni? Cadoul numărul 1, mai întâi de toate, este că dintre persoanele care...
dintre persoanele care se haideți așa. Cadoul numărul 1 este următorul. Nu încep cu consultația, consultația vă zic că muș la final. Cadoul numărul 1 este următorul. Că dintre persoanele care or să cumpere acum seara cursul, persoanele care o să cumpere acum seara cursul, drept bonus or să primească acces la un chat privat suplimentar, unde eu public toate tranzacțiile mele personale, care le fac în trading, pe care voi pur și simplu veți putea să le copiați și să câștigați bani, fără ca să puneți mintea în mișcare. În prima perioadă nici măcar să analizați nu va trebui graficul, pentru că voi, în cazul în care reușiți acum seara să vă alăturați la curs, pentru 3 luni de zile primiți acces la toate tranzacțiile mele, unde pur și simplu intrați, copiați, câștigați. Asta este primul bonus care vi l-am pregătit pentru acei care se alătură la curs, anume acum seara. Ok, bonusul numărul 2. Pentru acei care cumpără cursul, care se alătură la curs în 24 de ore. Pentru 24 de ore, eu am decis să vă fac un preț special, deoarece este prima ediție a acestui curs care am să o petrec pe 8 ianuarie. Voi să fiți primii mei studenți, anume, pe lângă am persoane care au cumpărat cursul fără asistență, unii au făcut și rezultate mari, ați văzut, Madalin, 10.000 de dolari a făcut în ultima lună. Totuși, o să fiți primele persoane pe care eu am să le ghidez, anume, personal, cu asistență, și real, pentru 24 de ore, am decis să vă fac un preț special la acest curs. Prețurile care le aveți pentru 24 de ore sunt următoarele. Pachetul premium, pachetul cu asistență, îl puteți lua la prețul pachetului tu singur. Și pachetul tu singur îl puteți lua doar la 99 de euro. Asta este oferta de preț valabilă pentru 24 de ore din acest moment. Asta este bonusul pentru cei dintre voi care au fost la webinar. Astăzi prezenți. De asta am spus, merită să rămâneți anume până la urmă. Respectiv, aveți acest preț special pentru 24 de ore. Cine dintre voi suplimentar reușește acum seara să se înscrie, nu în 24 de ore, dar acum seara, ocupă un loc. Suplimentar mai aveți acces la tranzacțiile mele pentru 3 luni de zile, pe care veți putea doar să le copiați și să câștigați bani. Așa, plus la asta, dintre toți acei care, în aceste 24 de ore, așa, toți acei care în aceste 24 de ore cumpărați cursul, încă și cu preț redus, intrați automat într-o tombolă și dintre voi, pur și simplu, unul va primi o consultație gratuită cu mine. Această tombolă vom petrece la începutul cursului. 8 ianuarie, când dăm start cursul, pur și simplu petrecem o tombolă unde vor participa doar acei dintre voi care în 24 de ore rezervă un loc la curs. Nu știu dacă vor mai fi locuri după 24 de ore. Și respectiv, chiar la început, cum începem cursul, cineva dintre voi va fi ales, adică va primi o consultație gratuită de 2 ore cu mine, unde noi deja aprofundat vom analiza, eu voi analiza situația voastră financiară, și Afanasie, unde eu voi analiza prima situația voastră financiară, voi veni cu sfaturi cum puteți să vă creșteți câștigul, unde puteți să investiți banii voștri și așa mai departe. Deci, ok! Prieteni, eu chiar în acest moment, vă uitați pe chat, vă rog, vă uitați pe chat în acest moment și o să vedeți linkul pe care pur și simplu puteți să treceți, să rezervați și să achitați un loc la curs. Eu vă las cu muzică 30 de secunde, după care revin și răspund la întrebările voastre, dacă mai aveți întrebări suplimentare legate de curs și așa mai departe, pe general legat de ceea ce am discutat azi și așa mai departe. Da, Moș Crăciun, anul ăsta e foarte darnic, după anul nou, nu, ok, următorul curs nu știu când va fi, deodată vă spun, nu știu când va fi următorul curs, poate martie, poate aprilie, până când habar nu am. Vă las cu muzică 30 de secunde, linkul este pe chat, o să-l primiți acum și în Telegram și respectiv puteți trece, rezervați, achitați un loc, sunt doar 30 disponibile. Yeah.
It's beautiful, it's bittersweet. You're like I'm broken home to weep. I take a shot of memories in black. I like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not broken dream. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on. I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed, and I will lie awake making beautiful mistakes. Usually I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah, that you miss my love all in your bed. Now you're stressing, not pulling your hair. Smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall, looking sad. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. And if we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked. Deci, prieteni, eu cred că ați reușit să treceți, să rezervați locul. Scrieți-mi cuvântul eu, acei dintre voi, am văzut că și achitări deja au venit la curs. Scrieți-mi, vă rog, cuvântul eu, acei dintre voi care ați achitat sau ați rezervat unul dintre pachete. Ce înseamnă rezervat? Asta înseamnă că ați intrat, ați introdus datele, nu ați dus până la urmă achitarea, dar acuși pe e-mail o să vă vină încă o dată contul spre plată. Asta înseamnă că ați rezervat, aveți 24 de ore la dispoziție pentru ca să achitați. Asta este până mâine până mâine la amiază, după ora voastră, în curs cu fusele orare. Scrieți în cuvântul eu, acei dintre voi care ați rezervat sau achitat. Respectiv, eu sunt aici încă 5 minute pentru voi, pentru întrebările voastre, plus minus. Mie deja mi-a și scris, sunt așteptat în altă parte. Webinarul s-a întins un pic mai mult decât eu așteptam. Trebuia să ne reținem 2 ore, ne-a reținut 2 ore și ceva. Deci haideți, dacă sunt întrebări, dați-i cu întrebările pe chat. Pe Telegram acuși o să mai primiți încă o dată linkul pe care puteți să vă rezervați un loc la curs. Grăbiți-vă neapărat pentru că sunt doar 30 de locuri. Eu nu știu câte locuri s-au luat până în momentul ăsta, dar am văzut că deja sunt achitări. Respectiv, nu știu cât timp vor fi disponibile locuri. În cazul în care trec 24 de ore și vreți să luați cursul la pachetul integral, puteți să-mi scrieți mie în Instagram să mă întrebați dacă mai sunt locuri. Deja prețul va fi integral, nu va fi prețul redus. 24 de ore. Aveți acest preț redus și respectiv cine până astăzi seara reușește să achite, să facă achitarea pentru curs, deja am spus, acces la tranzacțiile mele pentru 3 luni de zile și mai departe, cine achită în 24 de ore automat nimerește în tombolă și evident aveți prețul redus.
Dacă întrebări nu sunt, în cazul în care a fost totul clar, cu toate că îmi pare straniu să nu fie întrebări, dar dacă a fost totul clar, vă rog, de la 1 până la 10, pe o scară de la 1 la 10, apreciați cât de interesant a fost webinarul, cât de tare ați rezonat și așa mai departe. Dan, dacă pachetul fără asistență, dar vreți să treceți la pachetul cu asistență, îmi scrieți în Instagram și puteți achita diferența pentru a trece la pachetul cu asistență. Asta este ceea ce trebuie să știți. Așadar, dacă sunt alte întrebări, vă rog acum, am 5 minute la dispoziție până când trebuie deja să ies și respectiv pe voi să vă las. Bun, întrebări nu văd, atunci vă rog pe o scară de la 1 la 10, pe chat, pur și simplu apreciați cât de clar a fost webinarul, interesant și așa mai departe și așa mai departe. Ionel întreabă, așa o întrebare, câte procente sunt de câștig dacă încep singur și să fac totul cu încetişorul? Ionel, ai în vedere dacă începi, dacă gen să înveți singur, dacă am înțeles corect întrebarea, dacă să înveți singur. Sau te referi dacă e pachetul tu singur? Webinar, ca de obicei, face un lucru excelent, tot mai mulți vor deveni independenți financiari. Mulțumesc mult! Angelica, cu mare, mare drag, mulțumesc pentru aprecierile voastre, real. Mai las o dată link-ul pe chat, nu ratați cursul de pe 8, pentru că următorul va fi aprilie, undeva luna martie-aprilie, eu presupun că nu știu exact, și prețurile vor fi cu totul altele. Aici deja trebuie să înțelegeți, prețul sigur nu va fi ăsta, va fi mult mai mare. Deci, aveți o șansă să începeți în 2024, pur și simplu, foarte, foarte reușit. Sau, întotdeauna, cum și-am spus, există posibilitatea de a merge la facultate, unde timp de 3-4 ani cheltuiți câteva mii de euro, și nimeni nu se plânge, toți după asta lucrează cu 300-500 de euro pe lună, 700, pe ani la rând, zeci de ani la rând și nimeni nu se plânge. Sau se plânge, dar ce contează? Acum aveți o șansă real de a schimba ceva. Ok, deci Florin întreabă, vei trimite semnale cripto în grupul privat? Da, Florin, da. Eu în grupul meu privat, adică unde de asta eu public tranzacțiile mele. Veți putea pur și simplu să repetați tranzacțiile mele personale și să câștigați din asta bani. Asta indiferent dacă sunteți la pachetul tu singur sau cu asistență. Contează dacă achitați până acum seara. Asta e important. Ok, Ion, dacă am înțeles corect, mai sunt întrebarea ta, Ionel, nu știu dacă am înțeles-o corect, Florin, și la pachetul tu singur aveți acces la grup privat. Ionel, mai refer, dacă încep singur sau cu ajutorul meu, câștigul este același, adică câștigul nu se schimbă, poți cu încetişorul să începi, dacă vei învăța totul corect, câștigul vei face același, 10% zilnic, 50-100 lunar și mai departe. Asta... indiferent, dacă vei învăța totul corect. Pur și simplu, singur este riscul mare de a pierde bani. Deja aici alegi tu singur. Sau alegi calea de a fi ghidat și garantat ajungi la câștigurile acestea. Eu vă salut, prieteni. Vă mulțumesc pentru feedback-ul vostru. Link-ul îl aveți, îl veți primi și pe Telegram în scurt timp și până seara aveți timp să faceți achitarea dacă vreți acces în grupul anume la tranzacțiile mele. Dacă nu, aveți 24 de ore pentru prețul redus. În scurt timp pe site, apropo, da, pe Instagram răspund, cum mă eliberez un pic, pe site în scurt timp vor apărea și locurile rămase, locurile disponibile. Eu vă salut, prieteni! Zi frumoasă vouă, seara frumoasă mie, la mine deja este întuneric.